Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Proiect de Țară România, ziua a doua în care ne întâlnim cu realizatorii Prima News și dezbatem principalele subiecte, principalele evenimente ale zilei, atât pe plan intern cât și pe externe. Vedem că se întâmplă lucruri și o să avem câte puțin din toate în această ediție, inclusiv pe zona economică o să discutăm pe partea a doua. Bun! Invitații din prima parte, Sebastian Zacman, Larisa Bernaschi, realizatorii România Politică, au rămas să comentăm împreună temele politice ale zilei, dincolo de ce au dezbătut deja la România Politică. Și Costi Mohanu, mulțumesc de asemenea că ești aici. Bun, hai să începem cu politica internă. Vestea bună a venit de la ambasadorul României în Statele Unite ale Americii. Spune că îndeplinim formal toate condițiile pentru a intra în programul Visa Waiver și că de la anul, pe la începutul anului, în prima parte a anului viitor, ar trebui să fie bine, să putem intra în Statele Unite fără viză. Da, bine, ai noștri ca brazii au dat așa, au mers pe scurtătură. E un proces aici. Trebuie să mai spună și Congresul ceva la americani. Probabil că la capătul întregii povești asta se va întâmpla. Eu însă stau să mă întreb cât ne-a costat admiterea asta, pentru că au fost voci autorizate care au spus că guvernul României le-a plătit angajaților săi și slavă Domnului bugetarii sunt vreun 1.300.000. Acum nu știu cu cât s-o fi întâmplat povestea asta. Le-a plătit viza. Adică au strâns pașapoarte, i-a trimis pe cetățeni la viză și taxa aia care, nu știu câți oameni știu, e $160. Da? A plătit-o guvernul doar, da? Procentul ăla de refuz la vize va scădea. Și iată că a scăzut. Numai că ne-a costat tare mult. Dacă lucrurile într-adevăr se confirmă și eu am aproape convingerea, fără a fi în posesia vreunor informații certe, că lucrurile așa au stat. Dacă am făcut chestia asta, e urât și n-ar fi trebuit ca ea să se întâmple. Dar nu cred că a fost o problemă financiară, Costi. Cred că mai degrabă a fost o presiune politică. Nu cred că domnul Ciolacu sau, mă rog, miniștrii din guvernul României... Noi nu avem nicio altă probleme financiare. Noi suntem liniștiți, da. Când e să dea guvernul bani, așa, ca la manele, fără număr. Păi asta cred că de data asta nu cred că a dat guvernul bani. Cred că pur și simplu niște șefi din instituții le-au spus angajaților, păi tot vreți guvernul. Să aveți zile bune aici? Mergeți și vă reamăiți vina. Vina nu. Pe de altă parte, bine pentru noi. Cum? De altă parte, e bine pentru noi ceilalți, da, care bine, nu lucrăm iată la stat. E și o decizie politică aici. A fost o negociere politică între SUA și America și a contat foarte mult și SUA și România, da, a contat foarte mult și războiul din Ucraina. Noi ne-am comportat aici exemplar când vine vorba despre ajutorul militar oferit Ucrainei, chiar dacă demnitarii noștri n-au vrut să vorbească despre asta. Ne amintim cu toții ministrul de externe, Bogdan Aurescu, cum se făcea de râs pe la într-un interviu la BBC, însă în relația cu America, în relația cu Ucraina, de fapt via America, relația militară, am fost un punct important pe flancul ăsta estic al NATO, cum le place politicienilor să vorbească în clișee. Și asta a contat? Da, cred că a contat mai mult decât... Dar nu doar asta. Nu doar asta, evident că nu doar asta. Am cumpărat ce trebuia cumpărat. Armament, ne-am înscris, am donat ce trebuia donat. Am dat câteva miliarde, exact. Am dat miliarde pe Patriot și unul dintre ele a plecat și noi nu știm cu ce va fi înlocuit el, că nu ni s-a spus lucrul ăsta așa. Și tot la solicitarea americanilor l-am donat. Da? Pe de altă parte, trebuie să ne uităm foarte atent și la ce spune ambasadoarea SUA în România, că astăzi, după întâlnirea pe care a avut-o cu Marcel Ciolacu, a avut și o declarație care spune, într-adevăr, România îndeplinește în acest moment condițiile
urmează ca guvernul din Statele Unite să dea un aviz favorabil sau nu, iar mai apoi mai trebuie făcuți încă câțiva pași. Ne aflăm în aceeași situație în care ne aflăm cu aderarea la spațiul Schengen, da? În care am fost teoretic pregătiți să aderăm la Schengen, dar practic nu s-a întâmplat acest lucru atunci când s-au îndeplinit toți pașii și aveam toate criteriile îndeplinite. Deci s-ar putea să mai stăm o perioadă cu acești pași da, bifați și să nu putem intra în Statele Unite fără viză. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă și cei care ne urmăresc că și dacă se ridică vizele, astea vor fi doar pentru turiști și pentru chestiuni economice, adică pentru oameni de afaceri. Vei putea sta în Statele Unite maximum 90 de zile ca turist, da? Deci vei primi oricum o viză din momentul în care vei intra, cum se întâmplă și în alte state. Probabil că se va obține mult mai ușor, nu vei avea nevoie de multe documente, nu știu dacă știți... Completezi în avion, e o chestie de asta, și cu da. Canadienii e la fel. Da, acum procedura de obținere a vizei pentru America este una destul de complicată, în afară de faptul că este costisitoare, da. 160-180... Cred 185 de dolari. Da, ceva. Undeva, când am mi-am luat viza anul trecut, cred că am dat undeva la vreo 850-900 da, de lei. Așa. Cam ăsta era prețul în lei. Plus, nu e o sumă la îndemână pentru orice român. Exact, nu e o sumă la îndemână, dar bănuiesc că această taxă mare nu va mai exista. Asta nu va mai exista dacă nu vom mai avea nevoie de viză. Asta de cu viză, siguranță. Da. Dar vei avea niște acte de completat. Pe de altă parte, documentația care trebuia făcută până să ajungi să plătești această taxă. O să întrerupem puțin subiectul. Vedem niște imagini de la televiziunea israeliană cu puțin timp în urmă în Israel. Sună alarmele, Iranul a lansat o ploaie de rachete asupra Israelului, un răspuns care a fost anticipat de Statele Unite. Cei de acolo, iată, îmi spun colegii că spun că n-au mai trăit niciodată așa ceva, inclusiv premierul israelian Benjamin Netanyahu este într-o ședință de urgență în unul din buncărele, din ascunzătorile special pregătite, astfel încât să ia o decizie rapidă la această situație. Costi, te rog. Eu cred că în momentul ăsta important este ca Statele Unite să țină în frâu Israel și Israelul să nu replice. Sau dacă replică să fie o chestiune de tipul... ți-am dat eu o palmă, mi-ai dat și tu o palmă, hai să ne oprim. Păi, cum s-a mai întâmplat? Deja un răspuns la replica Israelului. Cum s-a mai întâmplat? Știi că ei au mai avut schimbul ăsta. A plecat Iranul, a dat Israelul. Iranul a mai amenințat după uciderea liderului Hamas, petrecută chiar la Teheran. Și n-a venit acel răspuns. Acum s-a întâmplat... Statele Unite anunțau de ceva ore că Iranul ar pregăti un astfel de răspuns. Bine, probabil însă că Israelul știa de câteva zile. Nu știu cât de atent a mai fost lumea la avertizmentele Statelor Unite, având în vedere că SUA a mai spus și după moartea lui Haniyeh, dacă nu mă înșel, că Iranul pregătește o răzbunare care nu a venit. Într-adevăr, sunt sute de rachete. La momentul ăla nu a venit. Acum însă s-au adunat prea multe acțiuni ale Israelului pentru ca regimul de la Teheran să stea cu brațele în sân, să nu acționeze, caz în care, dacă lucrurile așa ar fi stat, ar fi avut de suferit ei, la ei acasă, la Teheran. Probabil a avut Benjamin Netanyahu un mesaj recent, nu? La adresa, l-avem și pregătit. Da, la adresa cetățenilor iranieni. Îl pregătisem pentru partea a doua, dar putem să-l dăm pentru că se leagă în context de ce se întâmplă acum. Vă spuneam și seara trecută că Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj important cetățenilor iranieni privind regimul de la Teheran. Haideți să vedem. Bun, mergem mai departe, încearcă colegii să pregătească pregătească momentul cu Benjamin Netanyahu. E un mesaj dat ieri și cred că este un mesaj care
Eu l-am văzut, o să-l vadă toată lumea în scurt timp, anticipează ziua de astăzi. Adică pare că Netanyahu știe că Iranul va ataca. De altfel, a făcut vâlvă în ultimele două zile așa, o relatare, fostul președinte al Iranului Ahmadinejad, într-un interviu la CNN turc, le-a povestit celor de acolo că la Teheran s-a constituit un grup special de spioni făcut în mod expres pentru a combate acțiunile Mossadului în interior. Și au constatat după ceva timp că însuși liderul acestui grup era membru din Mossad și că 20 dintre cei mai importanți membri ai grupului care trebuia să combată Mossadul erau și ei agenți Mossad. Și au luat planurile nucleare. Sunt, da, da. Îți dai seama cât de mult au penetrat israelienii. Totuși, e o escaladare. În momentul de față, Israelul putem spune că este într-un război în toată regula, atât pe frontul din Liban, da, cu Hezbollah, cât și în fâșia Gaza. Și iată acum, tu ce crezi, Sebi? Va pregăti Israelul un răspuns pentru Iran? Evident sau, că va pregăti, dar problema aici ține de arbitrul acestui război, care nu poate fi altul decât Statele Unite. Să sperăm că doar ăsta ar fi. Da, Statele adică Unite. Adică să nu sară și Turcia, Rusia, Arabia Saudită, mă rog. Mai sunt țări cu interese acolo în zonă, însă vedem Statele Unite au un președinte foarte șubred, care își duce ultimele zile din mandatul prezidențial și e nevoie aici să vedem leadership-ul american discutând și cu iranienii și cu evreii, astfel încât să nu se ajungă la un război în toată regula. Pentru că până acum eram obișnuiți cu jocul acesta de a șoarecele și pisica. Aruncau israelienii cu rachete, mai aruncau iranienii, dar intervenea Iron Dome-ul din Tel Aviv și după câteva zile din nou viața își relua cursul normal. Acum pare că e un moment de maximă importanță. Acum așa se întâmplă și în momentul de față, cel puțin pentru moment, pare că celebrul scut pare că face față. Acum rămâne... Bun, și mai trebuie clarificat aici un lucru. Care e limita, totuși, peste care nu poate să treacă armata israeliană? Înțelegem această luptă continuă împotriva terorismului, da? Uneori purtată, sigur, și pe teritoriile altor state, caz concret acum Liban. Însă, până unde mergem sau cât de mult acceptăm ca societate civilă globală această declarație de război a Israelului? Hai să vedem, Sebi, declarația lui Benjamin Netanyahu făcută de care ieri. Vorbeam mai devreme. O declarație făcută ieri. Știți că am apucat seara trecută să vorbim puțin despre ea. Haideți să vedem. Am extras niște fragmente interesante. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think,
everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in five continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. Da, am revenit. E un discurs puternic, e un discurs mult mai lung. Sunt câteva fragmente extrase din declarația făcută seara trecută de Benjamin Netanyahu. Un mesaj puternic pentru poporul iranian și un mesaj totodată la adresa regimului de la Teheran, care, iată, finanțează diferitele grupări cu care Israelul este în conflict. O să revenim și o să fie foarte interesant, că pe ora a treia, de la 10 la 11 seara, o să intre în direct jurnalistul de origine iraniană, Amir Kiaraș, pe care l-am rugat să fie alături de noi și să ne spună ce simt într-adevăr iranieni. Dacă într-adevăr există o opoziție atât de puternică la Teheran. Dacă există o ură naturală așa a iranienilor față de israelieni. Și cum percep iranienii poate răspunsul venit în această seară, iată, pe calea armată de la Teheran, un val de rachete lansat către Israel. Sebi, te-am întrerupt ceva mai devreme ca să dăm declarațiile. Acum, după aceste declarații, mă întreb dacă mesajul domnului Netanyahu chiar ajunge la iranieni, pentru că mi-a plăcut această cale de comunicare directă, însă Iranul nu e o democrație pe model israelian, e o dictatură în adevărul sens al cuvântului, în cel mai sângeros sens al cuvântului. Ascultă și cum îl ascultam noi pe Europa Niculae Liberă. Constantin Munteanu, așa știi. Păi crezi că au niște antene așa? Ori avea niște antene și își circulă niște USB-uri așa cu discursuri. Da, e complicat știe? Acum și cu USB-urile că s-ar putea să explodeze. Să explodeze, da. Nu mai știi. Asta unul la mână. Doi la mână, vorbeam despre această linie extrem de fină pe care israelienii o încalcă justificat sau nu, pentru că asta e întrebarea. Am văzut multe atrocități comise și de armata israeliană și trebuie să ne întrebăm cu toții cât de mult, cât de adânc poate să meargă un asemenea război, sigur contra unor teroriști. E clar că Israelul nu atacă de bunăvoie, mai degrabă se apără, însă chiar și așa, limita aceasta etică, morală, trebuie să existe în orice confruntare. Da, ca o informație de ultimă oră, Joe Biden, președintele SUA, a postat în urmă câteva minute și pe pagina X, unde scrie că a fost convocată o echipă de securitate națională pentru a discuta planurile iraniene pe acest atac și au discutat inclusiv modul în care SUA este pregătită să ajute Israelul. Practic, vedem o reacție extrem de rapidă care vine din Statele Unite ale Americii. De la... Și apropo de reacția Israelului, că vorbeam mai devreme, purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a spus că armata israeliană este pregătită și pregătește un răspuns pe măsură la toate atacurile venite dinspre Iran. Netanyahu, să știi că în discursul ăsta a mai spus niște chestiuni. Nu există loc pe planeta asta în care vă puteți ascunde, nu există loc pe această lume în care
să nu fiți găsiți. Asta mi-a atras de, atenția, de Israel. O declarație făcută după operațiunile spectaculoase din Liban. Deci, pe scurt, vă găsim și în gaură de șarpe. Exact, exact. Da, și o reacție foarte rapidă din partea Statelor Unite. Bine, acum Statele Unite... America a ajutat Israelul și a oprit cu rachetele plecate de pe forțele navale americane staționate acolo în zonă și rachete lansate de rebelii Houthi din, din Yemen. Adică au dar trecut prin scenariul ăsta. Dar are niște portavioane, are un portavion acolo în zona. Acum să vedem cum va ajuta Israel. Nu trebuie să aibă neapărat portavioane. Pentru că... descurajare, dar totuși Iranul a trecut și peste acest mijloc de descurajare. Adică SUA a trimis acolo în zonă totuși niște armament, niște lucruri și Iranul... America are în permanență în Marea Mediterană staționată o forță navală serioasă, consistentă. Acum... cu atât mai mult, da, ea a fost întărită, da. Mediterana este punctul acesta. Dar aici apare altă întrebare. Iranul a făcut această mișcare de capul lui, adică știind că sunt niște mijloace de presiune acolo din partea SUA, strategice, SUA ar putea interveni. Iranul nu are legături diplomatice cu SUA, punct. Păi nu cu SUA, nu, de acord. Da, nu știu, poate a primit niște garanții, eu știu, de la ruși, că s-au tot înarmat reciproc. Nu cred, sau, nu cred asta. Mai degrabă, Iranul a fost o chestiune unidirecțională, adică auzim în fiecare zi că drone de producție iraniană Shahed atacă Ucraina și ele pleacă din Rusia. Asta zic, l-o fi sunat pe domnul Putin, ne pregătim să atacăm și Putin a zis să atacați, că vă sprijinim. Nu sau cred vă... asta, nu, nu cred asta. Nu cred și nu cred că Rusia în momentul ăsta e dispusă. Rusia arată că gestionează foarte, foarte greu un front. Nu știu dacă are puterea să, sau mai bine zis, nu cred că are puterea să se mai înhame la un al doilea front. China să se înhame, nu, dar să sprijine ar avea China tot interesul. Își vede de economie, a relaxat niște măsuri financiare ca să repornească economia. Din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile sunt liniștite acolo. Da. Hai să revenim la ale noastre și o să urmărim, bineînțeles, ce se întâmplă în Israel și în Liban și o să... Chiar puteai să spui să revenim la oile noastre. Să revenim la oile noastre. Și o să urmărim, evident, ce se întâmplă între Iran, Israel, ce se întâmplă între Israel și Liban, da? Pentru că a început acest atac ca răspuns la atacul Israelului din Liban și la atacul Israelului împotriva Hezbollah. Hai să revenim la ale noastre. Vorbeam de vize, dar aș merge puțin mai departe la componența viitoarei guvernări. Pare că UDMR-ul e prezent în toate formulele guvernamentale. E Miorița asta, nu știi cum erau. Erau trei, exact. Și ăla Ungurean, cu ăla Vrâncean. Exact. Dar știți unde s-a văzut asta bine? Nu știu dacă ați fost atenți ieri când a semnat domnul Ciolacu construcție de stadioane și de patinoare. La Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe. La construcție de stadioane au participat după cum urmează. Hagi. Domnul de la primar de la Pitești. PSD. Domnul primar de la Constanța. PNL. No? Și domnul primar de la Sfântul Gheorghe. UDMR. Și iată cum se face totul pe terenul de sport. Da. Deci PSD ar vrea la guvernare cu UDMR, exclude varianta AUR. De partea cealaltă, USR a anunțat de ceva timp și declarația a fost repetată. Până la urma urmei, UDMR îi adună pe toți. Asta e concluzia mea. Cred că da. Deci dacă urmărim vechile guvernări... Ungurii adună pe toți în jurul lor și toată lumea vrea cu ei la guvernare. Dar s-ar putea să fie forțați de matematica parlamentară. Pentru că am văzut anul trecut la rotativă, UDMR era dat ca sigur la guvernare, însă liberalii au spus avem suficiente voturi, mai bine să împărțim ministerile pentru ai noștri, nu și pentru ai voștri. Și sigur că s-au ofuscat UDMR-iștii, dar n-au avut ce să facă. Dar le trece. S-au întors, no. Exact, mai ales că banii de la Ministerul Dezvoltării s-au dus. Eu mă pregătesc de fotbal. La fotbal se spune spălate e ca nou.
dar să știi că i-a funcționat asta în politică la noi exact. De foarte multe ori. Și mai e o chestiune, este în ecuație Klaus Iohannis, pentru că cearta dintre UDMR nu a fost cu PNL sau cu PSD, cu atât mai puțin cu PSD, ci scandalul a fost UDMR Klaus Iohannis, adică lucrurile au fost foarte clare. Având în vedere că Klaus Iohannis iese din schema, va conta foarte mult matematica parlamentară, pentru că până la urmă, ceea ce a spus Sorin Grindeanu, că ar putea să fie un guvern PSD-UDMR, eu văd posibil această variantă dacă PSD ia undeva la 45-47%, la fel cum au luat în urmă 8 ani. O să ia 35%. Nu, că au nevoie totuși de un 5% de la UDMR. Cu redistribuire cu 5%, 5-6% de la UDMR, cu minoritățile naționale, cu alți trădători din aur, fac 60% deja. Da. Deci am putea să vedem un guvern, adică nu mi se pare imposibil, un guvern PSD-UDMR, la fel cum am avut un guvern PSD-ALDE, la vremea respectivă, era o majoritate fragilă, dar cu ajutor parlamentar și la vremea respectivă de la UDMR. Ar trebui să ne jucăm cu scenarii. Ce ar cere UDMR-ul? Lasă vreun portofoliu două de ministru păduri și mediu și așa mai. Stai, că ei cer dale la alte, cer dalea mai grele. Nu, păi, legea învățământului. Lasă portofoliile. Că portofoliile e ok. Da, astea da, bun. Și au două, trei acolo, să spunem, da? Sunt multe lucruri pe care UDMR-ul le-a cerut de-a lungul timpului pe care și care tot au le fost cer întotdeauna și când vine presa. Da, au fost acele cote pentru care să fie tradusă și în limba maghiară tabla de la institut și mai departe, care a fost tot timpul o miză pentru UDMR și pentru electoratul UDMR și au cerut-o constant. Care uneori le-a ieșit, alteori nu le-a ieșit această variantă atunci când au mai lăsat și ei de la dânsi. Și pe zona de administrație locală întotdeauna au avut solicitări pentru a lăsa decizia la administrația locală să nu mai fie la nivel central, ceea ce nu mi se pare neapărat o variantă proastă, pentru că atât timp cât îi dai unui primar niște bani pe mână să-i administreze, să facă investiții, ai putea să lași decizia acolo să nu mai vină primarii la Ministerul Dezvoltării să mai ceară câte un proiect, să mai depună câte un proiect, să roage de... Pe zona de cultură, pe instituțiile de cultură, întotdeauna au avut solicitări, într-adevăr, la fel, pentru egalitatea minorităților, pentru bani mai mulți pe zona de minorități, pe zona de cultură. Au avut întotdeauna astfel de solicitări, dar pe de altă parte, tot timpul mi s-a părut mie, în decizii majore, cel puțin pe zona economică, de justiție, pe domenii importante, că au adus un soi de echilibru. Adică știu multe momente când fie în guverne PSD, fie în guverne PNL, i-au readus un pic la realitate pentru că nu se putea vota fără dânsi. Și dacă dânsi nu erau de acord, cumva rămâneau lucrurile așa cum erau în vigoare la vremea respectivă. Este o soluție de echilibru? UDMR? Nu, e o soluție prin care mai cârpește o majoritate. Are legătură echilibrul, că echilibrul l-am văzut da, în oferă și PSD echilibru, și PNL. Oferă mai multă expertiză la guvernare, pentru că UDMR are cei mai bine pregătiți oameni din Parlamentul României, are câțiva oameni cheie pe domenii foarte importante pe care îi scoate în față, îi promovează, îi ascultă și le dă credit. Spre deosebire de partidele românești, unde primează contraselecția. Însă, din ce văd în ultimele zile, pare că ne îndreptăm nu către 2025, către anul 2004 sau 2005 cel mult. În 2004, exact așa, în luna octombrie, venea PSD cu un proiect de lege. Știi ce spunea proiectul ăla de lege? Că președintele Ion Iliescu sau președintele țării are dreptul să participe la alegerile parlamentare. Da. Și a candidat Ion Iliescu pe listele PSD, sfidând Constituția, care îți cere să nu fii în niciun partid politic în timpul mandatului. Ion Iliescu în timpul mandatului a candidat pe listele PSD, a ajuns senator. Acum PNL ia cu copy-paste acel paragraf și încearcă să îl aplice lui Klaus Iohannis, să-i face un cadou lui Klaus Iohannis, dar se opun PSD-iștii. Tot în 2004, înainte de alegerile prezidențiale, un domn pe numele său Mircea Gioană spunea într-un interviu că și-ar dori să facă o guvernare cu cine credeți? Cu UDMR. Știți care a fost consecința acelei declarații? O etichetă care îl mai însoțește și astăzi pe domnul Mircea Gioană. Ion Iliescu l-a numit prostănac. Am încheiat citatul. Vedem astăzi Sorin Grindeanu se apucă să vorbească la televizor despre o guvernare cu UDMR în care UDMR să aibă, atenție, țineți-vă bine, primul ministru.
Așa ceva este imposibil, pentru că UDMR, chiar dacă a fost mereu la guvernare, cu miniștri sau fără miniștri, însă atunci când a avut membri în cabinet, în guverne, niciodată n-au primit portofolii din zona securității naționale. Ei n-au fost niciodată în CSAT. Membri CSAT. Deci asta a fost condiția tuturor președinților sau a ultimilor președinți. De fapt, nu. S-a aplicat și la Constantinescu, la Iliescu n-a fost cazul că a fost guvern minoritar, și la Băsescu și la Iohannis timp de 10 ani. UDMR a primit portofolii, dar nu care portofolii nu prin care miniștrii UDMR să participe la ședințele CSAT. Deci m-ar mira ca un partid ca PSD, adică dincolo de problema asta cu CSAT, să ne rezumăm strict la jocul politic și la lupta politică. M-ar mira ca un partid ca PSD care va câștiga alegerile parlamentare, sigur, rămâne de văzut cu 30, 32, 35, 40 cât o fi, să facă cadou oricărui, altui partid, oricare ar fi el, funcția de prim-ministru, mai întâi. Aș paria că nu se va întâmpla asta. Și cu atât mai puțin să facă acest cadou comunității maghiare, chiar dacă... Dar stai puțin, dar nu zicea domnul Ciolacu că vrea o putere diferențiată? Asta ar putea ca domnul Ciolacu să nu mai conteze. Da. Asta ar putea ca domnul Ciolacu să nu mai ia o decizie. Și ce? Dacă vine PSD, care e condus deja de altcineva cu o propunere de premier și cu o majoritate, cum poți tu ca președinte să zici nu, că încalci Constituția? Da, bine, el nu a spus voi face asta neapărat. El nu a exclus... Dar putea face lucrul acesta pentru că ca să ieșim dintr-o tradiție, spune. Asta e strategia domnului Ciolacu și asta e strategia PSD. Să nu mai sperie oamenii în campanie electorală că și înainte de vot. Că vine PSD, exact, vine PSD și ia toată puterea. Așa cum știm din anii 90, când Iliescu avea de la Parlament, Guvern și Președinție până la Procurori. Au fost, dacă vreți, greșelile făcute de, de, toți. De Gioană și de Ponta în campanie, exact. Care au promis că vin și vor lua și guvernarea și vrem au și guvernarea, vrem și justiția, justiția exact. Vrem și Palatul Cotroceni, vrem tot. Și atunci de această... Au fost un vot anti, nu le dăm lor tot. La prezidențiale s-a votat anti. Și atunci Marcel Ciolacu e în situația în care trebuie să schimbe această idee, dacă vine PSD și ia tot. E cu aproape, pot să pun pariu că PSD va câștiga alegerile parlamentare. Cu cât e discutabil, dar faptul că vor fi primii chiar și la un procent distanță față de următorul clasat, sunt aproape sigură. Și plus că dacă Marcel Ciolacu ajunge președintele României și asta... Dacă se va întâmpla, va fi și cu ajutorul UDMR, da. Că UDMR își mobilizează excelent votanții, și da, electoratul la vot. Și pentru prima dată când nu zic că da, nu vor zic merge public, pe zona de dreapta. Pe zona de dreapta, da. Dar chiar dacă nu dar spun public, public pe mesajele date de liderii UDMR ajung până la ultimul votant maghiar, nu știu, de undeva din Miercurea Ciuc. Deci e clar că UDMR va negocia înainte de turul 2 o combinație politică cu unul dintre finaliști și electoratul maghiar se va îndrepta, în proporție de 90%, aș spune, către recomandarea dată de conducerea UDMR. Deci sunt foarte multe scenarii. De exemplu, dacă... Nu sunt voturi puține. Nu sunt deloc puține, da. Dacă merg la 500.000, cum au avut la europarlamentare, poate să încline balanța. Jumătate de milion s-ar putea să conteze. Sunt vreo 5%, nu? 500.000. Cam da, așa, 5% asta la 100.000 da, 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 da. De depinde cât ieși la vot, dar ca număr 500.000 n-au avut niciodată atât de multe voturi. Tot timpul se opreau undeva la 300-400.000. La europarlamentare au avut un număr record de voturi primite. Și cheia acestor alegeri prezidențiale, apropo de UDMR, cred eu că va fi la Nicolae Ciucă și la PNL. Și nu neapărat mă refer aici la performanța acestui partid în alegeri și acestui candidat, ci dimpotrivă la contraperformanța lor. Dacă nu vor intra în turul 2, vor avea un recul o săptămână mai târziu la alegerile parlamentare și, prin urmare, asta va însemna că și scorul PSD va crește exponențial, aș spune, pentru că PSD își duce întotdeauna candidatul în finală. Și atunci un PSD cu candidat în turul 2, poate chiar cu președintele României și întărit o săptămână mai târziu la parlamentare, ar putea să ajungă undeva înspre 40% cu redistribuire. Și atunci când ai 40% cu redistribuire, îți ajunge UDMR să guvernezi sau minoritățile naționale, ba chiar poți să te gândești chiar la un guvern minoritar susținut de UDMR și de minorități în Parlament, care sigur înseamnă o fragilitate politică, dar s-au mai văzut cazuri. Guvernul Năstase a guvernat 4 ani cu din postul unui minoritar. Nici nu cred că își vor dori foarte mult să ajungă la guvernare în 2025, având exact. În vedere
vedere contextul economic. Asta adică era, nu cred ai că anticipat o... următoarea întrebare. Nu cred că crezi va fi că va fi o bătaie pe cine intră la guvernare? Va fi o bătaie în sensul în care toți își doresc să ajungă la putere. Adică toți vor să fie acolo, dar acord, nici nu vor să ajungă... Cel puțin în prima parte a lui 2025 care... o să te erodeze tare puterea asta. Da, adică... dar știi, mai sunt încă 4 ani până la următoarele alegeri. Și adică ai timp să-ți revii. Da, această, da, ai timp să-ți revii ai timp să-ți revii și cu un an înainte de alegeri, nu e nicio problemă. No. Să ne amintim 2016, da? În 2015 PSD ieșea de la guvernare erodat și cum era și după colectiv și într-o situație... Cu Ponta dându-și demisia. Nu, da, cu... nu foarte fericită, cu scandal în interiorul partidului așa. Și în 2016, după un an de opoziție la final, Dragnea a obținut cel mai mare partid pentru Partidul Social Democrat. Luau după redistribuire 46-47%. Dar știi adică ce? E o lume foarte puțin pregătită. Mi-aduc aminte cum a câștigat PSD-ul atunci. Îl țin minte pe Dragnea când venise cu markerul așa și prin studioul de la televiziune, la tablă, scria mare așa, cifre d-alea așa, 3% minus, pac! 100% majorare exact, pentru exact, medici. Pe modelul lui Milei, în Argentina. Da. El a fost... Dragnea a fost Apropo de asta, să știți că au fost niște consultanți israelieni care au gândit toată campania. Campania foarte, care, dar foarte bună și era foarte bine targetată, foarte bine adresată. Da, a făcut niște lucruri la început, Liviu Dragnea, dacă tot a... Vorbim de acea perioadă în care a promis primele 100 de măsuri pe care le va lua în primele 100 de zile de guvernare, dacă ajunge la guvernare. Dar erau niște chestii astea. Eliminăm, nu știu, taxe de 2 lei, nu mai plătești 2 lei. Eliminăm, nu știu, da, la TVR și au fost mai multe și taxe de timbru și erau niște taxe care nu contau, care nu aduceau nimic la bugetul de stat sau nesemnificativ. Nu erau pentru a să aducă la bugetul de stat și să se bucure oamenii. Ia uite bă că ne dă. Da, nu exact, ne mai ia. Asta zic. Să dăm asta la oameni. Deși toate taxele alea pe care nu le mai plăteau oamenii direct, da, le plăteau indirect după, da, din bugetul de stat, evident. Și după toate chestiile astea, a urmat ce știm foarte bine, ordonanța 13, justiție, așa mai departe. Dar omul Liviu Dragnea, la primea respectivă, sperând că va ajunge premier, ceea ce am văzut cu toții că nu s-a întâmplat, asta a promis în campanie și în primele 100 de zile a adoptat, nu știu, erau 7, 8, 10 proiecte de lege care au trecut pe repede înainte, că se eliminau niște taxe. Erau... Da. Mi-a atras atenția Costi mai devreme, spunea ceva de stadioane și de patinoar. Noi tot investim în stadioanele astea. Noi cheltuim, noi pierdem bani în stadioanele astea. Adică ești comentator sportiv, te duci despre stadioanele. Dar stai puțin, lasă încolo stadionul, meciu ca meciu, nu asta discutăm. O astfel de cheltuială merită dacă este făcută cu cap. Ori la noi nu sunt la noi cheltuielile astea sunt făcute începând de la domnul Victor Ponta, care a făcut stadion, că era dumnealui deputat de Gorj, parcă, nu? Da, exact. Și a făcut la stadion Târgu la Târgu Jiu. A făcut stadion exact când acea echipă a retrogradat, știi? Da. Noi facem la absolut toate chestii studii de fezabilitate. Dar aici nu. La Târgoviște se construie 2 stadioane, noi nouțe, la Târgoviște. Unul s-a construit deja. La Turnul Măgurele. Stadion... Era la Dragnea. Era la Dragnea, bineînțeles. Acum se face la Timiș. Toate chestiunile astea, Arena Națională a pierdut anul trecut 2 milioane de euro. 2 milioane. Și încă pierde bani, a fost un an bun. Exact. Pierde bani în fiecare an. Stadionul Steaua nu mai vorbesc, o să-i rog pe colegi să pună poza aia de la ultimul meci al echipei Armatei. Acolo joacă armata, e o unitate militară. Plătit, a jucat și FCSB-ul. Plătit din bani publici e stadionul ăla. Nu mai vorbesc. Sunt găuri uriașe. Dar ele nu sunt administrate de oameni care știu să facă asta sau de companii care știu să facă asta. Nu sunt făcute pe baza unui plan de afaceri. Uite, ăsta e stadionul. Păcăleala la stadionul Steaua e că scaunele alea sunt pestrițe așa. Parc populat. Exact, parc populat. Dar știi de ce mi-am amintit? 1000 de oameni au fost. Știi ce mi-am amintit? Când am văzut imaginea asta, în primul rând am crezut că se joacă cu porțile închise și apoi când am văzut că de fapt accesul spectatorilor e permis, mi-am amintit de pandemie, cu acele concerte sau piese de teatru cu sala goală, te uitai de acasă online și plăteai un bilet ca să sprijini artiștii. Așa și acum, poate cine știe, Galeria Stelei plătește un bilet pentru Pacionel și vedetele de la, din Liga. Ele nu sunt făcute pe baza unui plan de afaceri. Ele sunt făcute pentru a satisface mase de votanți. Punct.
Și în special, sunt satisfăcut un votant, de exemplu, din drumul Taberei. Uite, da? Uite, bă, că ne-a făcut primarul. Păi ne-a făcut, dar nu mă duc acolo. Uite, adică, că ne-a făcut și e curat. Nu contează. Eu stau în sectorul 6 și cred că am fost de două ori pe Ghencea. Păi bine, tu ai fost de două ori pe stadion, de acum 25 de minute te-ai apucat să mergi. Nu-i vorba de tine. De acord. Nu-i vorba de tine. Să știi că pe Ghencea Vechi mai mergeam. Adică când era Ghencea Vechi, mergeam. Pentru că era și echipă de fotbal. Ce să este, un punct, este un punct de interes al comunității, al cartierului, da, la oraș, așa este. Nu spune nimeni că trebuie să stăm cu gradenele alea în care săracul Cristi Minculescu și-a rupt buza, că ai văzut băiatul de la Iris, Cristi Minculescu, nu da, vorbește așa, pentru că și-a luat odată o gradenă puternică la un meci al Craiovei peste față. Și nu a rămas așa cu gura, da? Nu spune nimeni că trebuie să fim acolo. Dar astea ar trebui făcute ca centre de profit. Sunt doar centre de cost, nici de cum centre de profit. Nu se duce nimeni, n-ai văzut vreun agent de vânzări care să vină și să-ți prezinte facilitățile pe care un astfel de stadion ți le poate oferi. Să te duci acolo, să-ți faci nunta, să te duci cu prietenii, să bei, să mănânci, să faci lucruri de genul ăsta. Dar cât de bine întreținute sunt stadioanele astea? Atât cât își poate bugetul, adică, să... Adică, eu mi-am inteles că a fost recent o discuție când a jucat FCSB în Europa League. Era gazonul pe praf. Și atunci mai vine un heirup de ăsta așa și ne mobilizăm cu toții. Zice, bă, iar ne facem, bă, de rahat la vestici. Haide, bă, noi ținem minte un meci de prin 2002 când pe terenul ăsta, pe Arena Națională, s-a jucat pe nisip cu Danemarca. Era nisip. 2-5. Efectiv, exact. Și ne-am și luat 5 goluri. Da? Ele sunt făcute ca să cheltuiască bani și să satisfacă comunității. Adică acum ai semnat, chiar înainte de alegeri ai semnat cu cine? Ai semnat cu Gică Hagi. Eu de asta te întreb dacă sunt întreținute, pentru că ok, pe din afară poate arăta bine, dar am văzut cu toții la televizor, la ultimele meciuri, nu erau deloc întreținute. Adică gazonul a fost praf, degeaba arată, uite, e ca un măr de ăla care arată la bine Gheorghe, pe din afară. Spun la Sfântul Gheorghe, stadionul ăla care e construit nu din bani românești, din bani maghiari. Acolo sunt, în construcția acelui stadion, cred că 100% banii trimiși de guvernul de la Budapesta. Da, exact. Milioane de euro vorbim. E foarte corect întreținut de cei de acolo. E adevărat, continuă să fie plătiți cu bani de la Budapesta. Bugetul acelui club este asigurat în principal de banii veniți de la Budapesta. Sunt convins că, acum sigur, venim și noi că suntem în preajmă de alegeri și le facem patinoar la Sfântul Gheorghe. Facem patinoar, oamenii de acolo vor avea grijă de el. N-am nicio îndoială. Facem stadioane și aici aș vrea să merg la Larisa în ultimele minute. Facem stadioane, dar mai avem o persoană care își face teren de golf. Adică statul face stadioane pentru noi toți, da, și teren de golf pentru o singură persoană. E o informație publicată de cei de la G4 Media astăzi și cu imagini, datele și avem. Îl vedem pe cetățean. Nu, îl vedem pe cetățean, dar avem și imaginile de la vira de protocol. Știi ce îmi doresc, Larisa? Să-l văd pe Iohannis jucând golf. Cu trește imaginea asta. El dacă o să vină și o să spună, bă, cu Ponta, cu Rareș Bogdan, ăștia să. Dar dacă vine el și spune așa, bă, vorbisem cu Trump să vină, știu că îi place golful, că e la Mar-a-Lago. Are acolo golf, da? Astea sunt imaginile date. E, dacă vine și îți vinde chestia asta, nu spui, stai, bă, că era deștept. Făcea un PR bun nu, aici. Nu, pe mine nu asta mă deranjează, că putea până la urmă să ceară ce vrea, pentru că e o vilă de protocol, nu îi rămâne lui Klaus Iohannis, s-a bucurat de ea 10 ani de zile, la fel cum la vila de protocol de lângă care aparține Camerei Deputaților, înțeleg că tot așa o stimată doamnă făcea niște solicitări să fie piatră pe lângă piscină care să nu se încălzească, adică toți au făcut astfel de solicitări. Problema mea la Klaus Iohannis este în continuare această lipsă a transparenței. De ce nu l-aș vrea pe PS să-mi spună când a fost făcut această, asta, cât a costat, că e din bani publici, e o investiție pe care o facem, poate vine un alt președinte care nu joacă golf, care poate vrea patinoar și trebuie să facem patinoar. Uite, apa adică, este. O înghețăm și gata, facem patinoar. Păi, da, și acolo implică niște costuri și pentru patinoar. Larisa, da. Dincolo de transparența, de care nu dă dovadă nici administrația prezidențială, nici guvernul, e și mult meltenism aici. Corect. Adică totuși, ca președinte al României, te-ai dus, ai făcut reclamă la cele terenuri de golf din Alba. Poți să te duci să-ți plătești să joci o partidă de golf cinstită. Cum faci Ponta? Ești de acord cu mine că putea să coste gaura aceea, nu știu, 10.000 de euro și să nu mă intereseze? De acord, da. Da, deci s-au făcut 7.000 de lucruri, s-a reabilitat, ok, în regulă, că trebuie să întreținem ceea ce avem în regulă, stau președinții, invitații președintelui acolo, că poate să vină Biden în afară, și să... În afară de doamna Carmen, n-a fost niciun invitat acolo. Corect.
Sau nu știm. Sau nu știm. Dar poate nu mai știi că erau unii pe plajă. Că noi anul trecut când am făcut emisiune... Erau sepepiști. Știi? Sepepeu. Nu, era cineva care stătea întins la plajă așa sub o umbrelă pe Ditai plajă. Uite cum o vezi așa, că noi eram în stânga, uite, în partea de sus a ecranului. E gard acolo. Știi? Și era un gard ăla rupt în două așa. Cârpit așa cu două sârme. Da. Da. Poate zbura vreo minge de golf de la... Asta pe vremea asta cred prima... că nu era construit. Ba da, că e din 2019 apar primele golfuri făcute. Era, două veri sau când... A... Și da, ideea asta că și între joacă golf uite, și statul... Uite-l Sebi, o imagine ceva exact. Mai veche cu domnul Iohannis la golf. Așa, asta sunt imagine care contează. Dar acum și noi, ce ne așteptam? Să joace Macau, tabinet, șeptic, popa prostu... Table. Ca domnul Ciuac, ca domnul Mitică Dragomir. Și așa mai departe. Joacă și tenis. Tenis, e și un teren de tenis acolo lângă vilele de protocol de la Neptun. Dar nu l-am văzut la un meci de fotbal, nu l-am văzut la un meci de handbal, nu l-am văzut la basket, nu l-am văzut la atletism, la nimic nu l-am văzut. Pe munte? Pe munte, cu bicicleta. Am mai fost pe la Jocurile Olimpice când a fost. Acolo sunt excursii. Exact. Și eu, dacă mă vezi la gimnastică o dată la 4 ani, înseamnă că sunt... În excursie s-a nimerit un eveniment acolo. Amator de sporturi extreme. Dar nu-i plac toate astea, na. Nu, tot ce e clar spus tu. Sporturile... Păi da, dar e președintele României. Nu păi poți da, să el n-are legături. El n-a avut multe legături cu românii. Și asta, asta, cu preferințele legate de sport, dovedește odată în plus, da? Lipsa lui de empatie și de conexiune. Nu că ar fi vreo vină, na, că îi place omului să meargă pe munți. Doamne ferește, sunt foarte mulți oameni cărora le place să urce pe cărări. Sau să joace golf. Sunt foarte mulți oameni mai nou, din ce în ce mai mulți, cărora le place sportul ăsta așa. Bă, dar de-aia câștigă Ciolacu la voturi. Că l-am văzut acolo în tribună, la Arcul de Triumf, cu șapcă pe cap așa, stătea cu Grindeanu pe lângă el și înțelegea despre ce e vorba. Ciolacu merge de mult timp la meciuri, adică nu acum de când e premier. Sunt imagini... Da, dar oamenii se regăsesc în imaginea aia. Exact. Da, exact. Și la alegeri lucrurile astea îți scorează. Bun, scurtă pauză, doamnelor, domnilor. Revenim la fix teme economice pe a doua parte. Vedem pe banii publici, vedem cum își fac partidele programele de guvernare, viitoarele programe de guvernare. Ne revedem la fix. Proiect de Țară România, partea a doua, am revenit în direct. Teme economice pe această oră, pentru că suntem într-un an electoral și pentru că avem o situație economică cu care nu ne mândrim. Asta dacă trecem declarațiile politice prin acest filtru al gândirii, în sensul că suntem într-un an electoral și într-un an electoral curge cu beneficii, cu lapte și miere pentru toată lumea. Alături de noi în platou, invitat extern în această oră, domnul profesor Cristian Păun, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am regăsit în platou. Bună seara. Ne-am mai întâlnit la orele prânzului, dar prin telefon sau prin videoconferință. Ovidiu Nahoi, realizator Bună Zona seara. Liberă. Bun, hai să începem cu ultimele declarații. Spune Marcel Ciolacu că vede în primele 10 PIB-uri ale Europei România și pare că i-a pus gând rău Austriei din acest punct de vedere. Spune că vom depăși Austria. Mie mi-aduce aminte această declarație venită din partea premierului de un alt domn prim-ministru, domnul Ciucă, care în timpul mandatului său spunea că depășim Polonia. Bun, Polonia la PIB per capita am ajuns pe acolo, dar la PIB-ul general nici măcar aproape nu suntem. Iar datele pe 2023 arată exact acest lucru. Scosesem niște cifre, dar vreau să văd cum comentați, domnule profesor. În primul rând, ca să fiu așa un pic răutăcios, îmi pare rău că n-am fost în public acolo să întreb ca ziarist pe domnul prim-ministru ce conține PIB-ul. Dacă poate să ne spună una din cele trei formule ale PIB-ului. Că îl mestecă atât de ușor în discurs, de parcă ar fi, cum să spun eu, dacă vrei să epatezi da, la oameni care nu prea trebuie să le explici mare lucru, o dai înainte cu PIB-ul. PIB-ul este o valoare adăugată și care n-are în el foarte multe lucruri. N-are în el averea, echipamentele, companiile care produc acest PIB. Și el este foarte, foarte folosit astăzi ca element sau ca o expresie a dezvoltării. Dacă ai PIB sau PIB pe locuitor mare,
ești dezvoltat. De fapt, asta arată doar că poți produce valoare adăugată într-o anumită sumă, el ascunzând acolo destul de multe capcane. Una dintre capcane, care este evidentă în cazul României, este îndatorarea publică. Adică în PIB-ul ăsta cu care ajungem noi, Austria, se găsește și o datorie publică care a crescut semnificativ de mult în ultimii ani, vreo 10% din PIB-ul ăsta umflat la rândul lui cu pompa și aflat la numitor, sume colosale. Deci normal că tu poți ajunge, nu știu, Germania sau Japonia la PIB, dacă te împrumuți peste noapte cu niște sume colosale. De ună zi, într-o singură zi, am emis obligațiuni pe piețele internaționale de 5 miliarde de euro, adică de 500 de kilometri de autostradă. Hai să zicem că nu mai e 10 milioane kilometri de autostradă, că mi-au reproșat unii urmăritori din ăștia prin social media. Bun, o punem 20 de milioane, 250 de kilometri. Iată, hai să vedem declarația, că e o declarație ceva mai mare a premierului Marcel Ciolacu. Spune: în acest moment nimeni nu-și mai permite să vorbească de sus cu România, dar acest respect ți-l câștigi fiind serios, implicându-te și pentru tine, dar și pentru regiune. Îmi vine să pun mâna la inimă să cânt imnul. Sunt cuvinte goale, cuvinte pline așa de o fudulie din aceasta care vrea să vină cu o abordare din asta pozitivă în fața electoratului. E pur și simplu un slogan de campanie. România nu arată deloc bine pe parte macroeconomică și nu o spun doar eu, o spun instituțiile financiare internaționale, o spun creditorii internaționali, agențiile de rating sunt în momentul de față destul de crispate când văd situația bugetară a României, o spune Consiliul Fiscal din România, mă rog, mai cu jumătate de voce, așa. Sper... Mie mi se pare că o spune cu jumătate de voce în Consiliul ultima Fiscal. Perioadă și-a mai ascuțit vocea, în că la începutul perioadă, anului n-a zis adică nimic. Eu vă amintesc ping-pongurile declarative între domnul Dăianu și domnul Boloș, niște dialoguri savuroase la tot felul de forumuri de maratoane. Da, dar când au făcut bugetul, au tăcut, n-au comentat foarte... Au spus că e un buget nerealist cei de la Consiliul Fiscal, da? Sigur, cam atât. Au scăpat, da, exact, atât, ca să nu deranjeze, da, cumva, să nu inoportuneze. Nu, aici problema mare este că noi am depășit acea pondere de avarie de 50% din PIB cu datoria publică. Multă din ea este datorie externă. Acumulăm această datorie. Suntem în zona în care, în mod normal, guvernul, conform legii, ar trebui să aplice măsuri macroprudențiale. Ajungem și la ele, pentru că e un subiect pe care l-am pregătit inclusiv ăsta. Să vedem cum arată PIB-ul în 2023, ca să ne dăm seama dacă depășim sau nu Austria, Polonia, așa cum spuneam. Eu văd că România e undeva pe la 320 de miliarde de dolari, sunt date de la Banca Mondială, undeva la 320 de miliarde, 321, că sunt 320,7, n-am mai pus și virgulele. Austria 516 miliarde, Polonia mai mult decât dublu față. Și anul ăsta o să mai creștem cu un 2% real. Un 2%, da, real. Și adăugăm un 2% la suma asta real, mă rog, nominal. Deci probabil, tot nu ne apropiem de Polonia. Probabil că o să fie nominal, ne ducem către 300, să zicem, 50 de miliarde, dacă e să o luăm nominal, dând deoparte, mă rog, inflația, deși inflația pe zona euro, să zicem că a fost mică, ne ducem undeva către un 330 de miliarde. Dar sigur nu poți să faci comparații de tipul ăsta, pentru că în mod normal trebuie să iei în calcul populația. Primul calcul pe care îl faci, împarți la populație această sumă, pentru că valoarea adăugată este realizată în primul rând de populație, se distribuie către populație, nu toată populația produce acest PIB. Și a doua observație pe care o am și pe care domnul prim-ministru nu o spune, este că acest PIB este un PIB foarte concentrat în câteva orașe din România. Deci aproape peste jumătate din PIB-ul ăsta se întâmplă în vreo 10 orașe din România și vreo 30 și aproape de 40%. Da, că astea 10 orașele nu merg pe degetele de la, exact, ambele. Și 30 și ceva Capitala, la sută. Clujul. Da. Și dacă tot am ajuns la Cluj, să-l salut și pe Sabin German. Este realizatorul emisiunii România de la A la Z prin telefon în această seară. Salutare, Sabin! Vin imediat la tine să comentăm declarațiile. Știu că
îți place să vorbești de Polonia, știi că noi mai depășeam PIB-ul Poloniei în timpul altui mandat, acum PIB-ul Austriei. Imediat vin la tine, doar să-și termine, domnul doar profesor. Doar o frază mai am apropo de Polonia. Dacă vă uitați la statisticile pe termen lung, în anul 90, 1990, da, imediat după Revoluție, când a căzut sistemul comunist și în România și în Polonia, și România și Polonia au plecat cam din aceeași poziție, și ca PIB, și ca PIB pe locuitor. Deci, deși aveam o populație la jumătatea Poloniei, mă rog, atunci nu era chiar la jumătate, dar pe acolo, aveam PIB-ul și PIB-ul pe locuitor apropiat de al Poloniei. Uitați-vă acum. Da. Deci diferențele cresc, se adâncesc. E clar că în România lucrurile nu înfloresc așa cum înfloresc într-o țară ca Polonia. Iar Austria, să fim serioși, n-are dimensiunea României. Adică sau n-ar trebui să fie o miză. N-ar trebui o țară mică prin comparație, sau mă rog, prin comparație cu România, nu e o țară de aceeași talie, mă refer la populație, suprafață, resurse și așa mai departe. Bine, acum pe de altă parte, austriecii sunt ajutați cumva și de poziția geografică. Sunt mai spre vest, au conexiuni cu alte țări și așa mai departe. Geografia, istoria, geografia, istoria. Care au cunoscut ei, să știți, către că au centrul Europei, ei au tradiție petrochimică, au petrochimie, investesc foarte mult în industrie, au avut o industrie siderurgică foarte puternică. Bine. Acum și noi am avut, dar s-a pierdut pe drum. Au tradiție în câteva industrii și austriecii, plus că iau un sistem financiar bancar foarte bine pus la punct, antreprenoriat puternic, au turismul, și noi avem pe piață niște bănci foarte puternice venite din, sigur, da, din Austria. Avem, da. Deci avem, sunt prezenți austriecii pe piețele noastre. Sabin, depășim Austria în viitor la PIB și vom ajunge... Stai așa să citez exact. Spunea Marcel Ciolacu că nu o să mai râdă nimeni de România, că România va ajunge cumva în top 10 din acest punct de vedere al puterilor economice la nivelul Uniunii Europene. Nimeni nu râde de România. Eventual râde de Ciolacu că vorbește limba engleză. Eu am impresia că oamenii ăștia n-au fost deloc în Polonia, n-au fost deloc în Austria. Sau dacă au fost la un shopping acolo ca să... Eu bătut neveste de la cap. Păi, dacă plecați în Polonia, va trebui să căutați foarte, foarte atent să vă dați seama că au avut o perioadă comunistă. Și nu vorbim. Și acea Polonie, zicea domnul profesor Păun, că am plecat umăr la umăr. Am plecat umăr la umăr. Polonia a avut în 89 40 de miliarde de dolari datorie. O sumă imensă. Banii de acum au vrut 30 ceva de miliarde. Ne gândim că au venit creditorii internaționali și au convenit să șteargă jumătate din datoria Poloniei din vremea aia ca să poată respira. Dar a venit Balcerovic, ministrul de finanțe, care în 16 decembrie 89 a ținut o cuvântare la televiziunea publică și a spus așa: dragi polonezi, dragi cetățeni, începând din 1 ianuarie 1990 vom trece de la comunism la capitalism. Se vor pierde undeva la 1 milion de locuri de muncă, va fi foarte greu, dar vom încerca să compensăm cu mai multe locuri de muncă, dar nu putem imediat. Da. Au umblat sindicatele după el 2 ani de zile, cu funie și tăpun prin piețe. Acum este erou. În același timp, Iliescu râdea de terapia de șoc poloneză. Unde este Polonia acum? Nu ne putem compara cu Polonia, să fim serioși. Eu am bătut Polonia de pe sate și acea Polonie, nu numai Cracovia și Varșovia și Tans. Adică este la distanță. Nu ne putem compara cu ea. De Austria nu mai vorbim. Noi așa vorbim de Austria cu PIB-ul, de că și eu, uite, mă duc acum la vecinul, iau 100.000 de euro împrumut și după mă duc în satul meu natal de 15 locuitori și le spun: bă, băieți, am venit să mă cumpăr satul. Dar de fapt sunt bani împrumut. Înțelegi? Eu n-am produs nimic. Doar că am mers la vecinul și l-am fraierit să-mi dea 100.000 de euro. Asta face guvernul României acum. Și mai este o chestiune. Uitați-vă la gradul de înnaturare. Domnul profesor are, în urmă cu 2 zile, și eu am dat-o pe TV, chiar în urmă cu o săptămână, în care explică de ce gradul nostru de îndatorare de 52% este mai grav decât gradul de îndatorare al Franței sau al nu știu care, sau al Italiei. Italia. Pentru că oamenii aia produc, există o anumită combustie economică, una care aduce plus valoare, în timp ce la noi este o târșuială pur și simplu, bașca faptul că ne lăudăm cu bani împrumut că a crescut buzunarul. Asta este o porcărie socialistă
Și dacă a vrut socialism, socialism avem. Știi, când strigau ea pe stradă că trandafiri votat, trandafiri mâncat, ia ca bine. Numai că nu-i cu dulceață, ci așa cu niște spini. Da. Mergem și la Ovidiu puțin. Cum vezi mesajele astea? Sunt, așa cum scrie, uite, o să citesc de pe propria noastră burtieră, sunt niște fantezii electorale sau niște mesaje electorale? Ce sunt de fapt? Noi nu trebuie să facem greșeala să cădem în mizerabilism. Vai, România e o gaură neagră, e un colț de gunoi. Nu, România crește, e adevărat. Dar nu crește datorită politicienilor. Ba, aș putea să spun că crește în pofida lor. Da, România crește pentru că există un sector privat dinamic. Există o clasă antreprenorială care face niște eforturi senzaționale. Există investiții străine. Există piața unică a Uniunii Europene. Exact. Că dacă nu ne punea Dumnezeu palma în cap să ne tragă acest curent în Uniunea Europeană, și dacă noi îl ascultam pe un oligarh, pe domnul Țiriac, în 2000 și un pic, care spunea să nu intrăm acum în Uniunea Europeană când produce românul 10 pâini, să intrăm când o să producă 100 de pâini, păi nu mai intrăm niciodată. Asta le zic acum la moldoveni, la referendum. Nu e momentul. Așa ne zicea și noi atunci, nu e momentul. Păi dacă noi ascultam de aia și nu profitam de fereastra îngustă de oportunitate, cât timp Putin era slab? Dom'le, noi am intrat în 2007. În 2007 Putin s-a dus la conferința de securitate de la München și a spus Occidentul e dușmanul meu. Noi dacă pierdeam fereastra aia, acum zgâriam și noi la ușă ca moldovenii și ca ucraineni. Deci România crește. Pentru că a prins o conjunctură, pentru că are o clasă antreprenorială inteligentă. Pentru care oameni pe care i-a izgonit în afară. Și care duc bani. Și care aduc bani. Da. Oamenii au fugit de România și paradoxal iubesc România, trimit bani în continuare acasă să supraviețuiască familiile lor aici. Și de ce spun că România crește în pofida politicienilor? Aici ați subliniat două idei. Una că iubesc România, una că trimit bani. Eu cred că trimit bani ca să susțină familia care a rămas în România. Dar ce au acolo dacă nu... De ce spun că România a crescut în poate în puțin mai greu pentru cineva care tocmai s-a mutat să-și aducă toată familia, dar să trimiți bani din cât ai câștigat, într-adevăr. Eu zic că sunt cu gândul la România, ci mulți dintre ei de acolo și să știți că nu e ușor să trăiești în străinătate. E destul de greu ca migrant. Hai să vorbim și de politice. Unde se vede creșterea economică aia în dreptul politicienilor? Păi, România cu cât crește mai mult economic, și sunt date, domnul profesor știe mai bine ca mine, cu cât România crește mai mult, cu atât discrepanțele între regiuni cresc. Pentru că e o creștere pe consum, bazată pe consum. Cu cât România crește mai mult, cu atât discrepanțele între diferiți membri ai societății cresc. Unii cresc foarte mult, bravo lor, cei care sunt cinstiți, și cei mai mulți sunt cinstiți. Unii pierd, mulți pierd competiția. De-aia avem extrema dreaptă, de-aia avem antisistem, lehamitea, mulți pierd competiția. Deci și aici trebuie să intervină politicienii, că economia își face treaba, sectorul financiar își face treaba, sectorul antreprenorial își face treaba, avem agricultori care sunt formidabili. Noi vrem, domnule, țăranul român, dar hai să vedem agricultorii care folosesc drone, folosesc cele mai avansate tehnologii. Azi în România se întâmplă asta. Da. Dar există această discrepanță, există discrepanțe regionale și sociale. Aici n-au intervenit politicienii. Da? Bun, vine campania și vin cifrele. Întrucât atât Sabin cât și domnul profesor Păun discutau despre datorie, despre datoria care se apropie și va depăși cel mai probabil 50% din produsul intern brut în acest an, mi-a tras atenția o ordonanță de urgență, ordonanța 112 pe 2024. Prin presă nu prea am văzut foarte mult discutat subiectul acesta, poate doar pe câteva publicații, dar în această ordonanță a fost inclus un mic punct care face referire la legea responsabilității, sau cum se numește, responsabilității fiscal-bugetare. Financiar-bugetare. Financiar-bugetare, ceva de genul. O lege ceva mai veche. Practic e o derogare de la acea lege. Și atunci... Bun, pe 2024. Deci în această ordonanță, guvernul practic
ocolește acea lege mai veche pentru 2024, pentru 2025 nu se zice nimic. Deci din 2025, următorul guvern care va prelua frâiele țării, indiferent ce culoare politică va avea, va avea pe lângă moștenirea grea lăsată de inflație, de creșterea economică slăbită și mult mai mică decât ne-am propus, va avea și această chestiune de gestionat, respectiv înghețarea salariilor, înghețarea angajărilor la stat și practic să implementeze și să explice aceste măsuri de austeritate. Cum arată ocolirea asta? Adică avem un tratat de la Maastricht. Da, asta zic. După criza Greciei și după criza datoriei publice care s-a dus către marile puteri economice din Uniunea Europeană, pentru că au preluat ele, fiind în zona euro-Grecia, problema bugetară a Greciei, europenii au spus așa, băi, stați puțin, noi nu trebuie să mai permitem oamenilor din acest club al țărilor de, care numită Uniunea Europeană să își facă chiar de cap cu finanțele publice. Și au venit cu niște măsuri de bun simț, reguli de bun simț. Doamne, uite, când se întâmplă asta, nu o mai da înainte cu cheltuielile, că e clar că trebuie cumva să... Nu dai afară, dar le îngheți la nivelul trebuie cumva respectiv. Să te temperezi. Și atunci era această, să spunem, regulă, lege, ea din păcate nu conține sancțiuni, nu intră nimeni la pușcărie, nu primește nimeni amenzi. Asta e o altă bizarerie a acelei legi. Doamne, fiți macroprudențial, dar dacă nu ești ce? Cine ce-ți face? Sigur că... Bine, la un moment dat, când intri pe deficit excesiv, vin sigur și că, sancțiunile. Da, sigur că, însă, dacă guvernul crede că prin această lege el scapă de răspundere și scapă de imaginea proastă pe care o capătă România prin genul acesta de măsuri și prin guvernarea de acest tip, se înșală. Creditorii internaționali, să știți că n-au ratat această șmecherie pe care a făcut-o guvernul zilele astea. Adică ce a făcut guvernul? A zis, domnule, mă stresau un pic că eram în ilegalitate, faptul că am depășit cu 50% de datoria publică din PIB, prin deficit am depășit-o. Și eram un pic în ilegalitate și atunci mi-am rezolvat. Domnule, să nu-mi spună nimeni că sunt ilegal, am rezolvat treaba asta. Era un corset, era o constrângere care cumva mai tempera din riscul ăsta sistemic. Da? Ați văzut că agențiile de rating... ne-au tot păsuit, au zis, lasă-mă că dacă ajung ăștia la 50% datorie în PIB, să vezi ce responsabile o să devină că au legea asta. Când colo s-au trezit cu varianta românească. Ai o lege? Păi nu mai e, că doar tot noi le dăm. Dar mie mi-a atras atenția altă chestiune. Cum arată faptul că noi adoptăm această ordonanță de urgență fără niciun fel, adică eu nu mi-amintesc vreo dezbatere publică pe ordonanța asta. Și ca să citez exact și legea, practic prin această ordonanță 112, guvernul a decis să suspende aplicarea articolului 25 din legea 69/2010. Este legea de care făceam referire. Și e un articol care obligă guvernul să ia măsuri de ajustare fiscal-bugetar. Pentru mine, adoptarea acestei măsuri pe șest, exact cum spuneți dumneavoastră, fără dezbatere, fără, cum să spun eu, discuții, îmi arată un eșec pe linie a tuturor instituțiilor din România. Știți că se vorbește de statul de drept, instituțiile să fie puternice, să se controleze una pe alta, să-și dea peste mână una alteia. Că asta dă credibilitate țării. Păi unde sunt instituțiile? Toate sunt mute, da? Consiliul Fiscal a comentat pe treaba asta, păi trebuia să fie în stradă. Că el e reprezentantul nostru. De asta... Consiliul Fiscal mai este așa cu câte o declarație acidă. Nu, dar cu asta trebuia să fie opărit rău de tot. Pentru că el se ocupă de macro, există un comitet de macroprudențialitate. Să vedeți ce pompos este numit. Ia verificat cine face parte din comitetul ăla de macroprudențialitate. A comentat vreunul? Nu, toată lumea tace. Și acolo intră și Banca Națională, și ASF-ul, și toți care astăzi sunt renumiți politic pe poziții. Atâta timp cât politizăm aceste instituții, atâta timp cât noi nu reacționăm ca societate civilă, nu avem reprezentanți ca societate civilă în aceste instituții, fie ca utilizator de servicii financiare, fie ca utilizator de plătitor de taxe, contribuabil și așa mai departe, lucrurile acestea nu o să se schimbe. Aceste instituții tac mâlc. Da. Sabin, te rog,
fără dezbatere, practic a stabilit guvernul o derogare de la... Te rog. Să înțeleagă toată lumea. Ăștia au trecut pe roșu și când i-a prins milițianul că a trecut pe roșu, au dat o lege că e voie să treacă și pe roșu, dar numai ei. Adică e un gest de irresponsabilitate incredibile. Tu gândește ce... Asta le știu toți investitorii. Și îți dau un exemplu ca să înțelegi. Uite oaia neagră Europei, Ungaria. Bă, ăștia iau o grămadă de investiții din vest. Nu pun la subătea oșcările alea chinezești. Da? Mă uit la Slovacia. Oaia neagră Europei. Investesc vestici acolo. Noi, care vorba aia, mai sărăcuți, așa, mai nu știu cum suntem, ținem cu dinții de euroatlantism, etc., cel puțin la discurs. Bă, la noi nu vine nimeni. Tocmai am pierdut o investiție de 1.400.000.000 de euro și reacția guvernului a fost nu este nicio pierdere. Mă, frate, tu n-ai bani să mergi la Budă în Paris dacă te trece tare. Și îmi spui că 1.500.000.000 de euro nu sunt o pierdere? Adică noi vorbim despre ce? Noi vorbim despre faptul că poporul ăsta neșcolit și la 2,1% din PIB pentru educație o să-i spun popor neșcolit, needucat, a ales niște oameni neșcoliți, needucat și asta se vede. Unul din 5 copii de vârstă școlară nu merge la școală. Știți ce va fi peste 20 de ani? O populație de analfabeti, nu de a funcționari, de a încăra. Nu, nu, de a care va trebui să pună deștul pe tușieră și de acolo să pună în loc de semnătură. Unul din 5 parlamentari va pune degetul pe lege când o votează. Da, dar și acum, cred că dacă iei repede la 3 păzește cu gramatica, o să avem niște surprize imense. La modul cum gândesc, este un mod rudimentar. Ăștia din ultima bancă au ajuns la guvernare. Asta este, că e stânga, că e dreapta, mi se rupe de ei. Da? Au o problemă fundamentală prin faptul că nu au o problemă fundamentală cu propriul popor. Până acum mai ieșim în stradă, da? Când a venit Dragnea cu aberațiile lui, am ieșit 6.000 în stradă, a făcut ăla instantaneu pe el. L-a dat în diaree. Da. Celălalt, Grindeanu, clipea de două ori să fie salvat. Acum dăm un like pe Facebook, un share. Comentăm la televizor. Deja este o amorteală incredibilă și non-civismul ăsta ne va costa. Pentru că am ajuns la vremurile în care non-reforma costă mai mult decât reformele. Și asta va fi urât, urât, urât în 2025-2026. Și vă garantez, hai să zicem, numai primăvară, vom vedea prima delegație femei care vine în țară. Uitați-vă la... Ajungem la mâna femei, Sabin? Evident, dar nici nu te gândi că nu ajungi acolo. Și nu ești la mâna femeii. Mie îmi convine că vine femeie în țară. Pentru că doar sub presiunile femeii facem reforme. Așa cum le facem, așa mai românești de linie continuă. Înțelegi? Dar îți garantez că în primăvară vor veni cei de la femei. Uită-te la un indicator. Noi suntem aproape de junk, date cu noi, la ratingul de țară. Ia uite-te la Moldova. Ajungem și la asta. Păstrăm subiectul pe final de oră, pentru că mi se pare incredibil cum sora noastră mai mică, după ce ne-a luat fața la digitalizare, la multe alte capitole, iată, ne-am trecut și la ratingul de țară. Noi suntem Andrei, cu un pas în junk. Compară adică... studiile, compară școala Maesandu cu școlile sorale noastre. Da. Ajungem și la subiectul acesta. Te rog, Ovidiu. Nu știu dacă o să vină femeiul, dar un preț există. Și hai să ne amintim un lucru. Păi da, important e când există un preț, important un preț e și cine îl plătește. Îl plătește țara, poporul. Cine să-l plătească? Că n-are cine altcineva. Adică și eu, care, tu, da, și cum va domnul fi profesor. Hai să ne aducem aminte, pentru că e acum cred că nu o să vină niciodată reversul. Hai să ne aducem aminte cum a căzut Silvio Berlusconi în 2011. Cred că Silvio Berlusconi, politic vorbind, era mai ceva decât Marcel Ciolacu. Era mai ceva. Silvio Berlusconi condusese an la rând Italia. Era cel mai longevit prim-ministru al Italiei, cu toate extravaganțele lui, pe care le știm. Dar era cineva, în politica europeană chiar. Da, Italia 2011, probleme financiare mari, datorie publică, criza financiară. El promite, nimeni nu mai avea credibilitate, dar el promite un șir de reforme care vor rupe norii. Întrebați despre acest plan de reforme al lui Berlusconi,
Angela Merkel și Nicolas Sarkozy, da, erau atunci liderii Germaniei și Franței, la o conferință de presă comună, s-au uitat unul la altul și au zâmbit. Atât. Asta era într-o zi de duminică. A doua zi, luni, dobânda la creditele, la bonurile italiene, s-a dus în cer. Și Berlusconi a căzut. Pentru că nu mai avea credibilitate. Dacă asta i s-a întâmplat Italiei, membru fondator al Uniunii Europene, o economie totuși puternică, G7, acum, despre ce vorbim? Acum eu pe cum credem? Deci ce zâmbet va veni de la un lider european pentru ca a doua zi să vedem că se declanșează tăvălugul la noi? Credem că nu există dar la noi revers? Se întâmplă deja. Există. Dar la noi se întâmplă deja. Dacă vă uitați pe serviciul datoriei, România se împrumută astăzi cu dobânzi între 6-7, colosale pentru cele mai mari, dacă nu cea mai mare. Nu? Pentru că avem ratingul pe care îl avem, pentru că suntem în afara zonei euro, care este pentru că e cerere mare, cerem pentru că facem tot felul de prostii de tipul acestei legi în care te exonerezi de vină și nu iei nicio măsură de austeritate și pentru asta nu ești în ilegalitate. Toate lucrurile astea se contorizează. Costul datoriei în România, dacă adunăm procentul din PIB, se apropie, cred că a depășit 2%. Trebuie să verific pe execuția bugetară. Dar gândiți-vă că ne apropiem să dăm pe dobânzi cât dăm în bugetul educației. Deci noi dăm școlilor din România cât plătim dobânzi la datoria publică, externă și internă. E ceva de neconceput, da, să faci acest lucru. Ori în momentul în care vine o criză, vine o recesiune, toate lucrurile astea încep să devină crispate. Pe parte de dobânzi, găsești bani mai greu pentru refinanțarea datoriei tale publice și așa mai departe. Deci noi, în momentul de față, suntem cu niște finanțe atât de ciuruite, încât dacă vine vreo criză, nu de nivelul celei din 2008, una mai la o treime din dimensiunea aceleia, e suficient, de exemplu, ca încetinirea economiei Germaniei să fie una reală, de durată și să fie însoțită și de încetinirea Italiei, Franței pe o perioadă nu de câteva luni sau trimestre, de un an bun. Și deja vedem comenzile în România că ele scad, deja vedem că nu mai e aceeași efervescență în a cumpăra ceea ce cumpărau de la noi și atunci ce faci? Că uite, România trebuia să crească cu 3,8, 4,1. Și dacă ajungem 2, ar trebui să mulțumim că ne-a procopsit Dumnezeu și cu o secetă urmată de niște inundații care au stricat tot ce mai se putea recupera din recoltă. Am înțeles că la Floarea Soarelui e dezastru. Porumb dezastru. Deci, seceta vă dați seama, aici sunt procente din PIB importante care nu se întâmplă, dar noi ajungem PIB-ul Austriei. Să o lăsăm mai moale cu fetișul ăsta legat de PIB. PIB-ul nu arată nimic. Într-o oarecare măsură arată cât produce valoarea adăugată economia, dar această valoare adăugată poate fi produsă de roboți sau poate fi produsă de niște oameni care consumă și rotez niște bani între ei. Da? Produci PIB, de exemplu, și când dă o inundație peste tine, îți strică casa și tu ți-o repari. Produci PIB acolo, dacă a venit inundație, producere de PIB. Doar că se întâmplă pe datorie, deci haideți să o lăsăm puțin mai moale. De omul care vine și recita asta cu PIB-ul, e clar că nu înțelege nimic din economie. Și PIB-ul Rusiei crește. Exact. Pentru că Rusia bagă bani în industria militară. Doar că crește prin arme. Și ceea ce produce acolo, aruncă în Ucraina. Bun exemplu, foarte bun exemplu. Dar PIB-ul crește pe hârtie. Dar e ce produc pentru restul țării. Nimic. Deci, dar PIB-ul crește. Și apoi mai e o chestiune, dacă tot am plecat cu discuția de la declarațiile politicienilor, mereu în emisiuni, când mai făceam emisiunea la prânz, mi se dădea exemplu, ce dacă avem datorie mare? Iată, și Italia, iată. Păi da, noi ne comparăm cu Italia sau ne comparăm cu statele din zona euro sau din alte zone care au sunt în clubul ăsta select, au alte costuri de a reduce deficitul. Prin exemplele, măcar un exemplu pe care l-am dat pe social media. Să comparăm două apartamente, da? Două elemente de avere, Paris cu București. În București, probabil poți să iei pe lună undeva la 300 de
euro pe lună. Cam așa. Hai să zicem 400, hai să zicem 500. În Paris poți să iei lejer undeva între 1500-2000 de euro pe lună. Deci elementul de avere numit apartament București-Paris, care nu se vede în PIB, în România produce valoare adăugată de 3-4 ori mai puțin decât în Franța. La fel, un hectar de teren agricol. La fel, industria, roboții care sunt în Franța versus roboții care sunt în România. Ne lăudăm cu mașinile franceze pe care le producem aici. Dragilor, noi nu producem mașini în România, noi asamblăm mașini în România. Noi nici măcar ele noi. Un robot ia din Franța, niște lăzi, niște piese și le pune într-o caroserie numită mașină. La fel se întâmplă la IT. Haideți să nu ne mai îmbătăm. Și a rămas marca. Apă rece. IT-știi din România nu produc jocuri video. Produc cod sursă pe o machetă de joc video pe care cineva în străinătate o gândește, o proiectează, o vinde. Și așa mai departe, adică, hai să fim serioși, nu producem FIFA pentru PlayStation în România. Noi producem un cod surs acolo ca să nu mai meargă aia prin Silicon Valley, rămân aici în țară și produc aici. Sigur că e bine că se întâmplă și loanul ăsta, dar loanul ăsta nu poate fi comparat cu ceea ce produce Italia, Franța, Germania, domnilor, ăia acolo nu asamblează, ăia produc motoarele, ei le concep, ei stau și au totul cap-coadă. Și mai ne dau și nouă să mai facem niște lucruri. De acord. Nici măcar la marca românească de mașină aia dacică, nu mai facem aici în bună măsură. Ne-au luat marocanii, ne-au luat o parte din ea. Și o să ne mai ia, pentru că noi suntem cu suprataxarea companiilor, avem tot felul. Ca vorbeați de regimul Dragnea. Păi normal că nu mai iese lumea în stradă, pentru că după ce au ieșit oamenii în stradă și au protestat de ordonanțele alea ciudate, tot, deci cred că tot, nu există element din ordonanțele alea, ordonanța aia, trenuleț 114 sau cum îi spunea, cred că nu există paragraf din 114 care astăzi să nu fie aplicat. De la suprataxa pe companii mari, toate bazaconile care erau acolo, astăzi sunt în picioare, pentru că a fost o restaurație. Într-o formă sau alta au fost introduse, poate fost prin alte legi, da, poate evident. Prin mai și acum multe urmează legi. Cireașa de pe tort, o să vină cu marea măsură impozii progresiv. Doamne, dacă nu i-a auzi pe la toate colțurile cu magica măsura impozitului progresiv. Păi noi suntem săraci Europei, tot aici a venit statistica. Îți mai bogați bulgarii decât noi. Și am ajuns să fim săraci Europei și tu să vii să spui că impozitând progresiv sărăcia în România, salvezi de sărăcie România, eu cred că nu știi ce vorbești. Nu știu, eu sunt cumva efectiv buimăcit de ce aud în jurul meu. Și apoi mai e o chestiune, dacă tot ne comparăm cu statele astea sau ne comparăm cu restul statelor, hai nu neapărat din Uniunea Europeană, statele europene sau cu statele din Uniunea Europeană, că facem parte din clubul ăsta, da? Hai să ne comparăm la inflație, de exemplu. Păi noi de luni de zile avem cea mai mare inflație, mai mult decât dublu față de media Uniunii Europene. Și mi se aducea argumentul, păi da, noi avem război la graniță. Păi lasă că și țările baltice au război acolo, sunt de, acolo. Țările baltice sunt în euro, tocmai pentru că nu mai au la război, graniță. Au un fel de Transnistrie între ele. Exact. Adică... Și de la o inflație mult peste a noastră, adică de la o inflație de 21-22%, a unele dintre ele, azi, dacă nu mă înșel, Letonia are inflație de 1.1%. Păi noi n-am avut inflație de 1.1% nici înainte de pandemie. Păi zona euro are acum cea mai mică inflație din ultimii 4 ani. Exact. Da, nu. Iar noi avem cea mai mare, deci ecartul, noi ne îndepărtăm de fapt. Exact, da, plus că urmează perioada de consum, urmează decembrie, da, pentru că PIB-ul ăsta al României e bazat mult pe consum, e bazat mult pe consum pe caiet, e bazat mult pe deficitul pe care îl face statul român astăzi și atâta timp cât tu nu duci aceste resurse pe care tu le împrumuți către creșterea averii, către înflorirea tehnologiei care produce și așa mai departe,
tu o să ai probleme cu valoarea asta adăugată, că ea nu vine de la mașinării, utilaje, industrie, producție. Valoarea asta adăugată vine așa dintr-o... Iar asta cu inflația, domnule profesor, iertați-mă, dar cine crește pensiile cu 30-40% când tu ai inflație? Foarte bine, repet, eu da, n-am fost niciodată împotriva creșterii pensiilor, pentru că oamenii, evident, după 2 ani de zile de inflație, vedem și noi, mergi azi la magazin și nu mai cumperi cu aceiași bani ce cumpărai cu o zi înainte sau cu o săptămână înainte. Evident. Da, hai să creștem sustenabil. Adică tu când dai inflație, e ca la cerere și ofertă. Tu când le dai oamenilor mai mulți bani, eu dacă aș fi un magazin și citesc pe burtiera de la știri, oamenii au pensii mai mari, au salarii mai mari, eu mă gândesc ca comerciant, oamenii au mai mulți bani de cheltuit. Înseamnă că poți să mai crezi puțin prețul. Dar nu de acolo, să... că ei, nu, că așa o dăm pe că sunt tăia ticăloși. Da, da, da. Dar nu de acolo vine. Nu doar de acolo. Pentru că oamenii ăștia... Teoretic, dacă nu ar exista acest comportament iresponsabil al guvernului, care face ce? Mărește pensiile, salariile, fără să aibă bani, fără ca economia exact. Reală să-i producă. Da. Vă dați seama, deci eu când vă taxez pe dumneavoastră, guvern, ca să-i dau colegului nostru o pensie mai mare, dumneavoastră nu veți mai consuma și va consuma colegul. Deci, per total, consumul, cererea la magazin nu se schimbă decât puțin și eventual în structură. Dacă domnul Nahoi preferă bananele, dumneavoastră preferați portocalele, se schimbă puțin structura. Da, da, da. Da? Bine, ambele vin din import. Dar când tu vii și faci asta, mărești veniturile la amândoi, ne luând de la niciunul și aducând din viitor, adică din prosperitatea copiilor noștri, niște sume de bani pe care le pui pe noptiera oamenilor, oamenii se vor duce și vor cere. Și se termină repede pâinea la magazin, se termină repede făina. Și atunci, evident că din raritatea creată artificial, apare creșterea de preț. Și apare acest puseu inflaționist. E o legătură directă între deficitul excesiv și presiunea. Este una din cauzele inflației mari în România. Atâta timp cât vom avea deficit excesiv, vom avea inflație mare. Noi nici măcar nu știm, nu noi neapărat sau dumneavoastră cu experiență în economie, mă refer la cei care conduc această țară, noi nici nu știm exact cât va fi deficitul. Adică dacă ne uităm pe cifrele Comisiei Europene, în termene sa cei drept, avem un deficit. Dacă ne uităm pe prognozele BERD, avem alt deficit. Dacă ne uităm pe prognozele guvernului în bugetul de stat, avem 5%. Acum, după rectificare, l-au făcut 6,9% și spun că e un deficit sustenabil în linie cu prognoza de primăvară a Comisiei Europene. Doar că e altă metodologie de calcul. S-ar putea să ne surprindă cât e în termen ESA și cât e în termenii guvernului. Și rămâne la dispoziție clasica măsură, ca anul trecut, o parte din cheltuielile de pe anul ăsta le mutăm pe anul viitor și mai scade puțin deficitul. O scoatem la din Pix. Din Pix. Era un domn Gherghina care nu mai este. Care făcea bugetul de pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu. Dar stați niște că nu s-au schimbat metehnele. Și ieșea Hozraș Ciotu, dar o făcea din Pix. Acum probabil au trecut pe Excel, dar da. Maniera de a face bugetul în România este la fel de arhaică. Pentru că românii cum fac bugetul? Sună ministrul de finanțe pe la toate instituțiile, ministerele, bă băieți, ia spune și voi ce proiecte, ce cheltuieli o să aveți anul viitor. Le adună pe toate acolo frumos într-un total cheltuieli și apoi sună la comisia de prognoză. Bă băieți, ia vedeți să fie PIB-ul, să crească PIB-ul suficient de mult ca să acopere cheltuielile astea și mai punem noi un deficit acolo frumos, mai setăm un pic din inflație ca să iasă. Deci sunt câteva variabile la care tu poți să umbli. Care? Creșterea economică, cât va fi inflația ca aia, roade din creștere economică. Și dacă vii cu inflație mică și cu creștere economică mare, o să ieși cu un PIB din ăsta nominal care îți acoperă o grămadă de cheltuieli. Asta s-a întâmplat și în 2023, s-a întâmplat și în 2024 pentru bugetul de anul ăsta. Și banii reali de unde vin? Și banii reali vin din economie, economie care, din ceea ce vedem, nu respectă absolut deloc prognoze. Și banii mai vin din împrumuturi. Adică și din împrumuturi. Banii mai vin din împrumuturi. Și ar trebui să vină din fonduri europene și nu vin. Doar ca să oferim o dimensiune așa acestor împrumuturi, atât eu cât și domnul Nahoi, cât și domnul profesor, cât și Sabin,
cât și un copil nou născut se naște direct o datorie de cât? 9.000, 10.000 de euro? 10.000, dacă, familie, 10.000 de euro. Da, o familie, doi adulți, doi copii, are în momentul de față în România 40.000 de euro datorie care nu deci, e a lor. Suntem cu toții și crește, atenție, crește cu circa 10.000 de euro. Bun. Mai avem puțin timp și aș vrea să atingem și subiectul ăsta cu Republica Moldova, că e incredibil cum o țară mică, sora noastră mai mică, ne depășește așa pe bandă. La digitalizare, știu că, dacă nu mă înșel cu dumneavoastră, am făcut o emisiune, domnule profesor, în care ziceam incredibil cât de digitalizate sunt instituțiile statului și vorbeam de dosarele cu șină, cum noi plimbăm aceeași foaie între instituțiile statului pentru că nu există o bază comună de date și în Republica Moldova există deja acest lucru de câțiva ani și funcționează foarte bine. Acum să te compari cu Estonia sau cu alte țări la capitolul digitalizare, deja vorbim de filme SF. Dar ne comparăm și noi cu Republica Moldova și vedem pe firmele de rating că ne-au depășit și acolo, la ratingul de țară. Adică ei au devenit brusc o economie ultra recomandată așa zonei de investiții. Noi suntem cu un pas în prăpastia junk-ului, în acea categorie nerecomandată investițiilor. Mai avem un pas până acolo. Mai avem un pas și s-ar putea ca pasul ăsta să fie făcut în perioada următoare, pentru că, din ce văd eu, guvernul refuză reformele, culmea, refuză reformele pentru care are bani. Deci să faci reforme și să ai și bani pentru ele, să te premieze Uniunea Europeană că faci reformele respective și tu să le refuzi, e o problemă de înțelegere a contextului. Deci în această situație, în care nu absorbim bani europeni, nu avem niciun euro absorbit din noua programare financiară. După 4 ani, 0 euro. Păi ar trebui, cum să spun eu, să-ți dea frisoane situația asta. Da? Oricine este creditor al României vine și spune: băi, tu ai bani gratis de luat care să te ajute să-ți faci infrastructură și nu îi iei, îi refuzi și vii la mine să ceri împrumut, vii la mine să-mi spui că vrei să-ți faci investiții în țara ta. Păi de-aia România este astăzi cumva în afara principalelor investiții. Ne lăudăm cu niște investiții, dar la nivelul de dezvoltare pe care îl clamăm și la potențialul României, să vii să te lauzi cu o investiție făcută de o firmă de cauciucuri în Oradea de ceva timp, te tot lauzi numai cu aia, mie mi se pare... Păi nu, aici e alt capitol și e o altă cutie a Pandorei deschisă, adică noi ne apucăm și investim în tot felul de fabrici de cauciucuri sau primim investiții de acest tip în timp ce toate statele din jurul nostru investesc în tot felul de inovări, da? Da. Adică acum bătălia mare, vedeți, e pe zona asta de baterii, de microchipuri, de semiconductori, de toate chestiile astea. Și noi producem cărămidă, ca exemplu, sau cauciuc. Bine că o facem și pe aia, că era nasol dacă nu o făceam nici pe aia. Aduce plus valoare destul de mică, adică vinzi produsul ăla mai puțin decât ai vinde un semiconductor. Ați văzut vreun reprezentant legal din România, da, de la vârf, de acolo, să fie cumva interesat să aducă vreo firmă din petrochimie care să prelucreze gazul de la Marea Neagră, să-i spună: bă, uite, vă dăm aici lângă canal. Da, sau și cu ăla până ne-am chinuit până să-l extragem, până să dăm decizia. Păi uite, și ce o să facem cu el, săracul? O să extragem gazul când trece Europa pe gaz lichefiat sau se schimbă... Să facem bani din el de care să producem gaz. Păi da, să nu-l dăm ca atare. Nu să-l dăm ca atare, să-l ardem în conducte. Ăla trebuie transformat. Ca la Schengen. Intrăm în Schengen când se închid. Vedem granițele țărilor Schengen încep să se închidă. Apropo de Republica Moldova. Domnule, Republica Moldova, nu doar președintea Maia Sandu ne-a vorbit. Da, vorbim de guvern, vorbim de colegul nostru de la Cluj, dar imediat, Sabin, să știi, concluzia o să-ți aparțină. Da, dar Republica Moldova are o pleiadă de oameni în elita ei politică și economică de foarte bună calitate. De foarte, foarte bună calitate. Miniștrii, secretari de stat, directori în diverse posturi, oameni în administrație, foarte bine pregătiți, mulți școliți în România, după care au mers, au făcut mastere prin alte părți, s-au întors în țară cu o mare dorință de a ridica țara aia. Și vă dau, și vezi, nevoia te învață. Ei acum sunt obligați să se comporte la cele mai înalte standarde, pentru că rusul e lângă ei. Și îi așteaptă să strângă... Singura chestie care proști politic... Uitați-vă ce au făcut producătorii de vin din Republica Moldova. Rușii le-au închis poarta
cu mare duritate, acum câțiva ani, când au semnat acordul de asociere. Da, au spus că vinul moldovenesc e prost, poți să vopsești gardul cu el, nu mai cumpărăm vin de la moldoveni, ca să-i strângă de gât. Atunci s-au văzut obligați să cucerească piața din vest. Nu e ușor în producție de vin să cucerești după piața din vest. Franța, după ce ai Franța, după ce ai... Da. Astăzi sunt un producător de vin excepțional. Da, asta, la singura chestiune deci care proști politic pentru Republica Moldova e că de-a lungul istoriei au tot avut un ping-pong de ăsta politic, de aceea sunt și în situația asta de multe ori astăzi. Da? Da. Pentru că au avut proruși, cu pro-europeni. La noi, cel puțin când a fost de aderat la Uniunea Europeană, s-au pus cam toate partidele, indiferent de stânga, de dreapta și așa mai departe, s-au pus de mână, da, domnule, hai să aderăm la Uniunea Europeană. Sabin, concluzia. Uite, mă uit. Am văzut un reportaj pe Arte, televiziunea franco-germană. Știi care era vinul preferat al reginei Elisabeta? O rară neagră, da, din Moldova, din Republica Moldova. Ia. 2000 de sticle în fiecare an plecau către Marea Britanie în pivnița reginei. Să nu ne mirăm că oamenii încep să-și facă reformele, pentru că, dincolo de tot, toate nebunile cu socialiști, cu comuniști, cu proruși, cu toți tâmpiții de acolo, există o parte care își dorește în Uniunea Europeană cu adevărat. Problema 30 de secunde, este Sabin, mai urâtă. Noi n-am vrut să scăpăm de comunism, noi am vrut să scăpăm numai de Ceaușescu. Dacă Ceaușescu dădea o felie mai groasă de parizer, poporul ăsta dădea din coadă cum dă câinele meu, tovarășul Rocky Balboa, așa îl cheamă, pe câinele meu. Da? Adică, hai să nu mai tot ridicăm în cer, în slăvie, vai de poporul sărac. Nu, poporul alege proști. Oare de ce alege proști? Da? Pentru că poporul e deștept? Nu, la 2,1% din PIB pentru educație, poporul se prostește. Într-o generație, în două, poți să vezi ce urmează. Nu am nicio îndoială că vor urma angrei pentru România, pentru că avem cei mai proști oameni în politică. Bun. Amintiți-vă de anii 90 ce oameni erau. Da, Rațiu Câmpeanu, Doina Cornea, Ana Blandiana, Ticu Dumitrescu. Sabin, îți mulțumesc, nu mai avem timp din păcate, dar te urmărim peste o oră, la ora 23, România de la A la Z. Știu că abordezi aceste subiecte în fiecare seară. Acum, pentru un moment, o oră cât mai ai de stat, lăsăm să stai cu Rocky, sau cum ai zis că îl cheamă pe... Tovarășul Balboa, da. Domnule profesor, vă mulțumesc că ne-ați vizitat și încheiem cu promisiunea că ne mai întâlnim față în față odată la ceva timp să mai luăm pulsul evenimentelor și știrilor economice. Ovidiu, cu tine ne revedem și după pauză. Revenim la fix. Proiect de Țară România este fix, am revenit și cu partea a treia emisiunii, ultima parte pe această zi. Discutăm pe teme externe și revenim încă o dată cu informațiile ultimelor ore. Iranul a atacat Israelul sub ploaia rachetelor iraniene și o să trec repede prin mesajele venite după acest atac. Joe Biden a făcut o ședință de urgență, o celulă de securitate, o celulă de criză la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene spune că armata este pregătită și că lucrează la un răspuns pe măsură și că va răspunde acestui atac. De partea cealaltă, îl avem și pe Benjamin Netanyahu, care, din câte înțelegem, pe surse este într-un bunker și pregătește următoarele strategii. Dacă ne uităm și mai departe, pe datele Boarding Pass, pare că cerul Israelului a fost închis, ceea ce arată amploarea acestor evenimente. Spun israelienii că ar fi unul dintre cele mai mari atacuri la care a fost supusă țara în ultimii ani și în istoria sa. Multe rachete, cifrele diferă, n-aș vrea să dau cifre prea multe, pentru că sunt instituții media care vorbesc de 100-200 de rachete, sunt altele care spun că peste 500 de rachete au fost lansate dinspre Iran spre Israel.
Statele Unite anunțau acest atac. Vă spuneam înainte de pauză că Ovidiu Nahoi rămâne alături de noi și pe partea a treia, pentru că sunt niște teme care riscă să nu fie în zona liberă. Adică nu sunt din zona liberă. Cel puțin atacul nu vine din zona... Nu, atacul vine de la însuși Iranul de data asta. Exact. Adică nu prin interpuși, nu de la Hezbollah, cum a fost atacul din aprilie. A, bineînțeles, comentăm și evenimentele legate de Liban cu armata israeliană. Un atac prin interpuși, a fost un atac direct. Venind după acțiunea puternică a Israelului împotriva Hezbollah, începând cu povestea cu dispozitivele electronice și terminând cu, iată, ceea ce s-a întâmplat începând de ieri, cu incursiunea pe teren a armatei israeliene în sudul Libanului, cu tentativa de curățare și de neutralizare militară a Hezbollah. Vedem, iată, imagini, Ovidiu, care arată amploarea evenimentului. Antiaerian al... Dar unele, uite, pare că au căzut totuși pe... Da, unele au căzut. Unele au lovit. Se pare că au căzut chiar în Iafa, care e suburbia istorică a Tel Avivului. Astea sunt imagini în urmă, deci cu puțin timp. Nu toate au fost doborâte. Există... Ia uite, există unele probe, pare că nu se știe numărul victimelor. Probabil vom afla în orele următoare amploarea pagubelor și numărul victimelor, dacă ele există. În orice caz, acest atac al Israelului n-a privit doar Hezbollah-ul, n-a privit doar adversarul lui de acolo, din sudul Libanului, a privit Iranul direct. Da. Că a vrut să arate Iranului că nu este pe o poziție de putere în regiune, așa cum se credea. Bun, uite, îl avem alături de noi și pe Amir Chiaraș, este jurnalist Adevărul. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, bun găsit la Proiect de Țară România. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți situația și modul în care a escaladat în ultimele ore? De ieri, ieri la aceeași oră, pe a treia oră a emisiunii, anunțam pe surse în momentul respectiv că armata israeliană se pregătește să intre, iar potrivit unor surse, la ora asta deja intraseră o parte dintre soldații israelieni pe teritoriul Libanului. Iar astăzi, chiar când am început emisiunea la ora 8, au venit informații cu acest atac al Iranului împotriva Israelului. O ploaie de rachete. Cum vedeți evoluția sau modul în care au evoluat evenimentele în ultimele ore? E tot din capul locului, aș vrea să precizez că nu sunt analist politic, dar din păcate, în această privință am intuit să mă ajunge, pentru că nu mai departe m-am întâlnit câțiva prieteni irani. No, dar să știți că se aude destul de greu. Păi rog pe colegi dacă poate să facă ceva cu legătura, astfel încât să ne înțelegem, că e păcat de informațiile pe care puteți să ni le oferiți să nu ajungă la telespectatori. Hai să încercăm acum, îmi spun colegi. Da, sper să aude mai bine acum. Mult mai bine. Vă rog. Da. Asta vă spuneam, deși nu sunt analist militar, numai departe de sâmbătă m-am întâlnit cu câțiva prieteni iranieni aici în București. Noi avem o comunitate iraniană destul de strânsă aici și în acel moment, sâmbătă, era proaspătă știrea cu asasinarea liderului Hezbollah, Nasrallah. Și noi în acel moment am intuit că, din păcate, asta este un genul de incident care poate duce la escaladarea situației între Iran și Israel, pentru că poate că mulți dintre telespectatorii noștri nu știu, dar Nasrallah, care a fost asasinat sâmbătă, ucis de Israel, într-adevăr un personaj, un terorist, nu trebuie să ne ferim de cuvinte, dar era un personaj foarte important în Orientul Mijlociu, foarte respectat pentru mulți oameni acolo. Și cum ați spus la introducerea emisiunii, atunci când lovești în Hezbollah, Hezbollah înseamnă Iran. De zeci de ani. Este o grupare teroristă finanțată și întreținută de regimul de la Teheran. Și, din păcate, era oarecum
evident că Iranul nu poate sta de o parte după acest incident cu asasinarea liderului Hezbollah și acum avem confirmarea acestei situații și mi-e teamă că e doar începutul. Sper să mă înșel din tot sufletul, pentru că niciun om normal la cap nu își poate dori un alt război de amploare în niciun colț al lumii. Acum, când vorbesc cu dumneavoastră, sunt cu știrile de pe agențiile iraniene în față. Iranul se laudă... Cum relatează, exact asta voiam să vă întreb, cum relatează Iranul evenimentele din această seară și, foarte important, cum a relatat Iranul moartea liderului Hezbollah? Pentru că în presa occidentală și în presa israeliană a fost prezentată ca o mega operațiune a serviciilor de informații israeliene, o operațiune într-adevăr spectaculoasă, dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum a fost relatat în presă, care arată asta după un lanț de operațiuni spectaculoase, cu pagerele, cu stațiile de comunicații și așa mai departe. Într-adevăr, pare o continuare a acestui șir de operațiuni spectaculoase. Dar important e cum prezintă regimul de la Teheran populației aceste subiecte. Punctual o să vă răspund. În primul rând, asasinarea lui Nasrallah, liderului Hezbollah, a fost prezentată de regimul iranian prin agențiile de presă care sunt controlate 100% de stat. Deci asasinarea lui a fost prezentat ca un martir. Asta e cuvântul folosit din presa iraniană. Nasrallah este un martir. Acum, în momentul de față, acest atac asupra Israelului este prezentat ca fiind o răzbunare, o replică directă pentru ceea ce s-a întâmplat sâmbătă. Și titlul știrii, care este deschiderea pe site-ul ISNA, un site controlat de regimul de la Teheran, este că am luat la țintă inima teritoriilor ocupate, pentru că în presa iraniană nu se folosește cuvântul Israel. Iranul nu recunoaște existența Israelului ca stat și se referă la Israel ca teritorii ocupate, într-o traducere aproximativă în română. Și în continuare sunt foarte multe reacții din partea oficialilor iranieni. L-am în față. Ei susțin că în cazul în care Israelul își va continua, va persista în greșel, va dispărea de pe fața pământului, deci este un discurs foarte dur. De asemenea, regimul și-a mobilizat oamenii în astfel de momente. Sunt distribuite imagini cu iranienii de rând care ar fi ieșit pe stradă și ar fi sărbătorit acest atac al Iranului asupra Israelului. Aici vă spun cu mâna pe inimă că regimul iranian, după 40 ceva de ani la putere, are o masă destul de bine organizată de oameni de care se folosește în astfel de momente. Acești oameni vor ieși pe stradă pentru a celebra un atac, așa cum fac acum, sau vor ieși pe stradă pentru a-și da palme în cazul în care este asasinat, să spunem, generalul Qasem Soleimani, cum s-a întâmplat în 2020. Deci, din punctul meu de vedere, acești oameni nu reprezintă marea majoritate, nu sunt reprezentanți pentru majoritatea iranienilor, sunt folosiți de regimul de la Teheran și foarte bine întreținuți. O ultimă întrebare pentru moment și o să mă duc imediat și la Ovidiu, după care revin la dumneavoastră. Nu se discută nimic despre un posibil răspuns care cel mai probabil va veni din partea Israelului? Nu. Deocamdată toate știrile pe care le văd eu sunt știri cu iz de amenințare la adresa Israelului și foarte... Dar intuiția dumneavoastră ce vă spune? Va urma un răspuns din partea Israelului? Eu, din păcate, am intuit, speram să mă înșel încă de sâmbătă, că va exista un răspuns al Iranului, de data asta un răspuns hotărât, pentru că, dacă vă aduceți aminte, dar a lungul anilor au existat mai multe tensiuni, momente tensionate între Iran și Israel și de cele mai multe ori Iranul s-a rezumat la furnizarea unor vorbe goale sau, nu știu, au lovit anumite zone din Israel unde practic nu era nimeni.
Acum, din ce citesc în presa iraniană și în presa internațională, Iranul a atacat direct Tel Avivul și eu cred că această mișcare a regimului iranian va declanșa un răspuns și mai dur din partea izraelienilor. Crezi că SUA, Ovidiu, va interveni în conflictul acesta? Adică, iată, ne spunea domnul Chiaraș de modul în care prezintă Iranul populației acest atac și promit să șteargă Israelul de pe hartă, cu alte cuvinte. În asemenea scenariu, eu cred că SUA va interveni, fără doar și poate, poate chiar militar. Statele Unite au interesul să nu escaladeze situația. În momentul de față. Nu. Dar dacă situația escaladează deja? Mai interesat în această direcție este Benjamin Netanyahu. Dacă Benjamin Netanyahu atrage Iranul în mai mult decât am văzut în seara asta. Asta e la nivelul așteptat, această replică iraniană. Era de așteptat ca Iranul să facă ceva după ce a pățit în ultimele săptămâni. Ultima, da. De la Haniyeh încoace. Da, exact, deci chiar luni. Deci era de așteptat ca Iranul să facă ceva. Dacă va face mai mult, în sensul în care va încerca chiar să-și traducă în viață amenințările, să șteargă Israelul de pe fața pământului, fără doar și poate că Statele Unite vor interveni. Cu ceea ce am văzut în seara asta, suntem departe de un asemenea moment. Păi da, Statele poate Unite fi sunt un acolo. Fitil. Poate fi un fitil. Poate fi un răspuns, sigur, de la Israel, dă naștere unui Netanyahu răspuns are tot interesul mai dur și să mai atragă dur. Și Statele Unite, pentru că în acel moment el își securizează poziția la el acasă. Am vorbit și aseară despre poziția lui destul de șubredă, politic vorbind, la el acasă și care are nevoie să arate că este în poziție de forță, că distruge cele două amenințări la adresa, amenințări imediate la adresa statului său, Hamas, care din punct de vedere militar, probabil și politic în acest moment, este neutralizat și acum încearcă să facă același lucru cu Hezbollah, dar să vedem. Comandanții lui au fost practic eliminați, structurile de putere sunt bulversate, ei nu prea pot comunica, este foarte greu să-și refacă structurile, dar ce se întâmplă cu arsenalul militar uriaș pe care îl dețin în sudul Libanului? Probabil asta caută ei în acest moment. Că vor răspunde Iranului? În mod sigur. Dar nu cred că vom vedea niște rachete israeliene deasupra Teheranului. Nu cred că de maniera asta vor răspunde, ci vor răspunde punctual, cu totul și cu totul neașteptat, și vor arăta Iranului că este penetrat până în străfundurile statului. Așa cum i-au arătat. În cazul Haniyeh. Da, nu cred că Israelul va răspunde într-un mod din acesta. Amintea Costi de un moment în prima parte care arată nivelul la care sunt, de exemplu, serviciile izraeliene. În momentul în care Iranul a vrut să facă un soi de servicii de contrainformații, da, care 20 de membri de marcă erau membri Mossad până la urmă. Și mai e ceva. Iranul nu poate fi interesat, conducerea religioasă de acolo să fie interesată într-un război din acesta total. Sunt și ei îngrijorați de situația internă. Amir a spus foarte bine. Cei pe care îi vedem acum că se bucură sunt o parte a populației care este bine întreținută de regim, pe care regimul o folosește. Aceia aplaudați, cine a trăit vremurile comuniste știe despre ce e vorba, nu e nimic deosebit în asta, dar populația este nemulțumită, de fapt. Inflația este mare, situația economică este dezastruoasă. Oamenii sunt sătui, pur și simplu sătui de toate aceste restricții absurde pe care acest regim religios le impune populații. Ați văzut revolta de acum 2 ani. Am văzut acum, la ultimele alegeri prezidențiale, aproape un boicot al populației. Deci, regimul nu mai are legitimitate în acest moment în ochii populației. Cum să pleci la un război total, în care trebuie să antrenezi populația, într-o asemenea situație, în care aproape că ești lipsit de legitimitate la tine acasă? E complicat din partea Iranului. Domnule Chiaraș, Benjamin Netanyahu seara trecută a avut o declarație destul de lungă, am dat și noi în prima parte câteva fragmente din ea, un mesaj la adresa poporului iranian,
Și un mesaj pentru regim. Pe de o parte, le-a transmis, a transmis populației ce ar putea exista în lipsa acestui regim, din punct de vedere al relațiilor, din punct de vedere al păcii, da, în regiunea respectivă, relații economice, sociale și așa mai departe. Și un mesaj foarte dur pentru regim, în care a spus că nu există loc, o să citesc din memorie acum, nu există loc pe această planetă în care în noi... Mijlociu. În sau nu există loc în Orientul Mijlociu, da, în care noi să nu fim să prezenți, nu să nu vă găsim. Practic, cum traducea Sebi foarte bine în prima parte, practic o să vă găsim și în gaură de șarpe, cum spunea. Și am mai spus ceva, da, cum spune că un proverb în momentul românesc în care Iranul va fi liber este mai aproape decât s-ar crede. Exact. Cum ajung, sau ajung mai bine zis, aceste mesaje la măcar o mică parte din populația iraniană? Înainte să vă răspund la întrebare, dacă îmi permiteți, vreau să vă citesc mesajul pe care tocmai l-a publicat președintele iranian Masoud Pezeshkian pe contul lui de Twitter, post Twitter actual X. Și foarte scurt a spus că acest atac din această seară este un drept legitim al Iranului după toate atacurile și crimele comise de regimul izraelian. Și pentru a apăra poporul iranian și interesele Iranului, Benjamin Netanyahu ar trebui să știe că Iranul nu caută războiul, dar va răspunde împotriva amenințărilor. Și ceea ce ați văzut în seara aceasta este doar o parte din capacitatea noastră. Vă transmitem să nu ne provocați și să nu intrați în conflict cu noi. Deci asta este mesajul pe care tocmai l-a publicat președintele. Mai pe scurt, stați să fiți atacați, nu răspundeți. Da. Nu, mai pe scurt, am răspuns, haideți să închidem. Exact, așa, așa interpretez și eu acest mesaj. Hai să rămânem la un egal în termen fotbalist. Despre legat de ceea ce a declarat Benjamin Netanyahu în acel mesaj video, l-am văzut și eu fix înainte să intru în emisiune cu dumneavoastră. După părerea mea este un mesaj corect. Acolo Benjamin Netanyahu spune niște lucruri la care nu poți să fii împotriva discursului său. Are un discurs admirabil. Problema mea este că acest discurs vine din partea lui Benjamin Netanyahu, care, din păcate, la rândul lui are foarte multe păcate și eu pot fi acuzat de multe, dar un susținător al regimului iranian nu sunt, motiv pentru care am și venit cu familia în România din 92. Dar ceea ce a făcut Israelul în ultima perioadă, și aici mă refer la uciderea miilor de copii, da, asta este o chestie pe care eu, nu, din păcate, nu pot să o accept, cu nicio justificare. Nu poți să spui, dar nu, din că... păcate, nu cred că ar trebui, da, acceptate astfel, indiferent din partea, da, cui vin. Nu poți să-mi spui că în numele combaterii terorismului ai ucis în pușia Gaza peste 20.000 de copii în ultima perioadă. Copilul este complet nevinovat. De asta vă spun că, deși am ascultat integral discursul lui Benjamin Netanyahu, am anumite rezerve în privința acestui personaj, care, repet, are bubele lui destul de mari. Dar mesajele astea, bun, au ajuns la dumneavoastră, de exemplu, care sunteți în această parte a lumii, dar astfel de mesaje ajung măcar filtrat pe la populația iraniană? Ajung cu siguranță. Când eram eu în Iran, eu am trăit în Iran, la Teheran, chiar până în 92, era foarte greu să ai acces la astfel de informații, pentru că atunci nu exista internet și nu exista televiziune prin cablu. Astăzi orice iranian are acces la televiziune prin cablu. Normal că nu, televiziunea prin cablu nu este o chestiune permisă de regim, dar este tolerată, pentru că trebuie să... trebuie să te adaptezi la timpurile pe care le trăim. Nu mai poți să blochezi și internetul integral și să restricționezi și accesul populației la cablu. Așadar, toți iranienii care au rămas în țară au acces la posturile iraniene din Los Angeles, din America, din străinătate
și cu siguranță mesajul lui Netanyahu a ajuns și în interiorul țării. Și da, ca să vă, asta este răspunsul. Deci sigur, ei au recepționat tot ce a spus liderul israelian. Tot așa, mai am o întrebare pentru dumneavoastră și merg imediat la tine, Ovidiu. Acest atac al Iranului, în cazul în care Israelul va răspunde la fel și Iranul va fi practic învins, nu e și un risc destul de mare pentru regim? Adică ar putea fi o decapitare politică pentru regim în cazul în care acest atac devine un eșec și iranianul de rând, poate chiar și acei aplaudași, cum îi numea Ovidiu, descoperă că lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate de regim. Adică n-a fost un mare succes și iată, sunt atacați chiar pe teritoriul lor, le mor poate copii, poate familii, poate sunt dărâmate locuințe și așa mai departe. Da, e o întrebare foarte bună, doar că noi vorbim despre o problemă foarte, foarte complexă, pentru că eu sunt absolut convins că ceea ce se întâmplă acum între Iran și Israel nu poate fi descris așa, în alb și negru. Eu sunt sigur că în interiorul regimului iranian sunt oameni care își doresc un conflict militar cu Israel la ora actuală. De asemenea, sunt absolut convins că sunt oameni care nu își doresc asta, pentru că inclusiv în interiorul acestui regim iranian malefic, sunt totuși oameni cu capul pe umeri, care au învățat că pentru a supraviețui interiorul regimului, totuși trebuie să fie, să urmeze linia regimului. Dar de ce vă spun că sunt unii care își doresc din partea iraniană declanșarea unui război? Pentru că, așa cum spunea și Ovidiu, Iranul are probleme economice uriașe. Uriașe. Și o viziune sau o părere este că aceste probleme pot fi deocamdată băgate sub preș prin declanșarea unui război. Sigur că în cazul acesta se va pune problema supraviețuirii regimului, deci ar fi un joc periculos. Dar noi, din păcate, în această regiune avem de a face cu oameni care nu sunt tocmai raționali. Și de aceea spun că, din punctul meu de vedere, există riscul apariției unui război între Iran și Israel, deși din tot sufletul îmi doresc să nu se întâmple acest lucru și să nu am dreptate. Ovidiu, cum zice și titlul, a început în Gaza, a urmat Libanul, deci Israelul e pe mai multe fronturi, acum atacat și dinspre Iran. A început la 7 octombrie cu atrocitățile comise de Hamas. Pacea în condițiile astea pare departe. Nu știu cu Iranul dacă se opresc atacurile astea. Oricum nu va fi vorba de pace cât timp e un conflict deschis între Hezbollah și Israel și Hamas. Pentru că sunt niște grupări susținute și finanțate masiv de regimul de la Teheran. Ce urmează în Orient? Urmează Yemen, scria pe burtieră. Pentru că și acolo sunt niște miliții. S-ar putea să le vină și lor rândul. Deocamdată urmează... Acolo e SUA mai implicată cumva, că s-au mai atacat cu milițiile. Da, a avut și Uniunea Europeană niște forțe acolo și cred că le mai are în continuare. Deocamdată o să asistăm la operațiunea israeliană în sudul Libanului. Ei se vor ține scai de acea operațiune până când vor putea spune, cum au spus și în cazul Hamasului, că au neutralizat această grupare din punct de vedere militar și astfel au întărit securitatea Israelului. Imediat după acel atac, atrocitățile din 7 octombrie, Benjamin Netanyahu a spus ceva care poate atunci n-a fost remarcat foarte mult, dar după aia a devenit tot mai relevant. El a spus că acest episod va duce la remodelarea Orientului Mijlociu. Este ceea ce ei încearcă să facă acum, Israelul încearcă să facă acum. Prin neutralizarea acestor grupări teroriste care stau în coasta Israelului. Nu văd însă care este planul Israelului post-operațiuni militare. Cum va reacționa Iranul? Repet, Iranul
cred că suntem de acord, noi trei care ne vedem și ne auzim aici, că Iranul nu are un interes major de a escalada un război pe care nu are cum să-l câștige. Pentru că sunt și Statele poate Unite. Doar să, poate aici da, sigur, două variante. Capete ori vor să-și consolideze o poziție de lider. Unele capete înfierbântate ar putea gândi la așa ori ceva. Ori sunt anumite minți iraționale, cum spunea da, nu știm cine va câștiga acolo, dar sunt și capete înfierbântate, sunt și minți raționale. Rațiunea sau interesul spune că ei n-ar trebui să se angajeze într-un război total, că vor mai răspunde cu asemenea lovituri. Israelul este pregătit, știa că trebuie să se aștepte la așa ceva. În mod clar, de altfel, vedeți că societatea israeliană a primit cu mult calm această lovitură. Nu a fost o surpriză, știau. Armata se aștepta. Niciodată aceste sisteme nu sunt perfecte. Bombe mai cad, nu toate sunt interceptate. De aici încolo, da, perspectivele păcii sunt mai mici. Și Israelul își va vedea pe un timp lung, nu știu, luni de zile, poate mai mult, își va vedea de aceste operații. Un conflict direct între cele două țări. Acum eu mă, eu mă gândesc că e destul de complicat din niște puncte de vedere. Asta e zic, geografic vorbind, nu sunt țări vecine, nu au graniță. Ca Iranul să susțină un atac convențional asupra Israelului cu trupe și așa, nu poți să te reportezi. Prin Siria, exact, treci prin niște state. Sigur că ei niște acorduri, sigur că ei au niște interpuși și în Siria. Au și în Irak, au și în Yemen, pe care au tot felul, nu doar ceea ce vedem acum, Hamas, Hezbollah, Houthi. Mai au, nu se teleportezi mai au tot felul în de Israel. Trebuie să treci fidei, niște prin părțile astea. Da, în Siria sunt și americanii, da, în Siria sunt și rușii. Lucrurile devin complicate. Nu e foarte simplu să deplasezi o asemenea masă de trupe, fără să se vadă și fără ca ele să fie întâmpinate înainte să ajungă pe Iordania teritoriul Israel. A reacționat printr-un comunicat, spune că forțele aeriene și sistemele de apărare antiaeriană au intervenit după intrarea unui număr de rachete și drone în spațiul aerian al Iordaniei, țară vecină cu Israelul. Iată, apar tot felul de a făcut un pic treaba Israelului, da? A intervenit asupra acestor drone, trecând pe deasupra lor. Uite dilema României cu dronele, Da. Rezolvată cumva de Iordania. Nu e un, sigur, are un acord cu Israel, dar e un prieten, e un stat musulman în cele din urmă. Dar îi face treaba, a făcut treaba Israelului. Adică Iordania nu este interesată, la fel vorbind de interese, nu este interesată de escaladarea situației. Colegii țările din Golf nu sunt interesate de escaladarea situației. Imagini în urmă cu puțin timp. Și hai să, vă citesc ceva dintr-un ziar libanez, Libanul care ar fi Libanul oficial, care ar fi cel mai bucuros să scape de Hezbollah. Are o forță de ocupație. Și uite, e un ziar libanez, L'Orient Le Jour, ziar de limbă franceză, care observă că susținătorii lui Nasrallah se simt abandonați de nașul iranian. Și iată, Iranul răspunde ca să arate că este acolo, e prestigiul lui în joc. Trăiesc tot mai mult cu acest sentiment. Și unul dintre primii care a vehiculat astfel de teorii este șeicul Mohammad al-Husseini, un fost membru important al Hezbollah. Cu două zile înainte de lovitura israeliană, care l-a ucis pe Nasrallah, el declară unde? La postul pro-saudit al Arabia. Da? Acolo îl critică pe Nasrallah. Importantă. E o nuanță foarte importantă. Și îi spune lui Nasrallah așa. El era în viață, mai avea două zile. Cine te-a cumpărat, te-a vândut. Nici nu știi ce a spus Iranul despre tine și amploarea informațiilor pe care le-a furnizat. Nici nu știi cât de mult au cerut în schimb pentru asasinarea ta. Deci iată cât de divizați sunt și ei acolo în zonă. Mai ales deci după e foarte seria greu asta de imaginat un front seria asta unit de operațiuni, împotriva Israelului. Mai ales după seria asta de operațiuni. Adică eu îmi imaginez asta vine de la unul care a fost în Hezbollah. Nu, dar acum putem deci, vedem astea sunt cât niște de divizați informații sunt și ei acolo. Exact. Și această divizare probabil a fost accentuată după valul ăsta de operațiuni împotriva membrilor, adică acum doar speculăm, dar eu îmi imaginez niște discuții între membrii Hezbollah după loviturile astea. Cine ne-a trădat?
Exact. Cine... Oricine poate fi trădător. Exact. Și adică atunci se creează un nivel de atac psihologic după operațiunile astea. Adică, cred că marele succes al operațiunii n-a fost că au explodat niște pagere și unii au fost omorâți, unii au fost băgați în spital și așa mai departe. Dar la nivel de atac mental, să nu mai ai încredere să stai lângă un laptop, să nu mai ai încredere să dai nici mâna dacă vrei să vorbești. După care ce urmează? Ei se întâlnesc fizic pentru că nu mai pot ține legătura altfel. Israelul prinde de veste pentru că are un om infiltrat și îi lichidează nu doar pe Nasrallah, ci și pe alți înalți comandanți din zonă. Deci nu mai e nicio încredere. Iranul la rândul său, conducerea iraniană în acest moment este săpată de suspiciune, de neîncredere. Colegii, păi după ce s-a întâmplat asta, l-au izolat pe Ayatollah. Rulează în continuu imagini din Israel. Pare, repet, că anumite rachete, cei drept unele se văd că au fost interceptate de celebru Iron Dome, de sistemul de apărare. Dar unele... Sigur, astea sunt resturi de la rachetele doborâte. Pot fi resturi și unele pot fi... Dar unele a fost confirmat de agențiile de presă, unele rachete au căzut pe teritoriul israelian. Și acum mă gândesc că răspunsul Israelului va depinde și de nivelul de ținte atinse. Adică dacă ai un număr mare din populație afectată, s-ar putea să fie nevoit să dai un răspuns cumva pe măsură. Cred că răspunsul Israelului va fi dozat și va veni la momentul potrivit. Vă rog, în continuare a ceea ce spuneați, sunt acum cu altă știre în față. Iranul tocmai a anunțat că a fost un atac cu 400 de rachete și că 90% dintre rachete și-au atins țintele. Aici e cam mult totuși, cred. Precizarea că asta voiam să vă spun, că orice vine din partea Iranului prin agențiile de presă trebuie totuși, informația trebuie primită cu oarecare reținere, dar asta sunt cifrele furnizate de Iranul în momentul de față, 400 de rachete și 90% și-au atins țintele. De asemenea, Iranul tocmai a anunțat că și-a închis spațiul aerian până mâine dimineața la ora 10, că toate zborurile comerciale care erau în desfășurare au aterizat la aeroportul cel mai apropiat și, de asemenea, armata iraniană a transmis un mesaj Israelului spunând că, în urma acestui atac, orice prostie, exact asta este cuvântul folosit în comunicatul lor, orice prostie va declanșa un răspuns și mai dur pentru Israel din partea Iranului. Țineți legătura cu oameni din Iran, în afară de cei care sunt supuși regimului. Ce vă spun, nu știu, cunoscuți de acolo sau poate cunoscuți de aici, tot așa iranieni care se mai deplasează acolo? Care e atmosfera generală în Iran, mai ales după toate aceste evenimente? Că ăștia care nu sunt atât de supuși regimului, s-ar putea teme pentru viața lor în cazul în care Israelul, și neavând încredere în regim, s-ar putea să vedem o deplasare, o plecare în masă de acolo, cel puțin din partea celor care nu sunt atât de supuși regimului, repet. Da, oamenii care țin eu legătura din Iran sunt numai oameni care nu sunt supuși regimului, pentru că cu astfel de oameni eu n-am nimic în comun. Inclusiv în România, încercați să tai legăturile cu astfel de oameni, pentru că sunt și aici în comunitatea iraniană infiltrați și dau periodic raportul către ambasada Iranului din București. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, oamenii care țin legătura acolo în interiorul țării, să știți că până în seara asta, pentru că nu știu cum e atmosfera în momentul de față, dar până la acest atac, viața în interiorul Iranului mergea înainte absolut normal. Noi, din păcate, aici, din afara Iranului, primim o imagine care este mult diferită față de realitatea de la firul ierbii, ca să spun așa. Acum arată realitatea, de fapt, în Iran față de cum e prezentată prin media occidentală. Aici mai am să ajung. Din păcate, cei mai mulți oameni care au rămas în interiorul țării ori sunt oameni care, într-adevăr, sunt de acord cu politica acestui regim,
Pentru că asta este o realitate de care eu nu mă feresc, că în 40 și ceva de ani, un obiectiv foarte important al regimului iranian a fost cultivarea prostiei în țară. Și acest obiectiv a fost, da. Și acest obiectiv a fost atins, să știți. Și drept urmare sunt foarte mulți oameni în interiorul Iranului care sunt de acord cu politica acestui regim pentru că pur și simplu nu știu mai bine. Asta este lumea pe care ei o știu. Așa cum ăla care trăiește în Coreea de Nord, poate că nu știe ce este în afara granițelor țării. Deci avem această categorie destul de importantă în interiorul Iranului. Și pe urmă avem o altă categorie foarte importantă, oameni care nu sunt de acord cu politica acestui regim, oameni pentru care acest regim nu are legitimitate, așa cum spunea Ovidiu mai devreme, dar oameni care, din păcate sau din fericire, nu pot să-i judec eu aici din București, au învățat să conviețuiască alături de acest regim. Adică ceea ce mă deranjează pe mine aici, din București, pentru acel iranian care trăiește în Teheran, nu mai reprezintă o problemă. Pentru că el a învățat să trăiască cu ceea ce eu consider o anomalie. Și aici vă dau un exemplu concret și foarte simplu. Un foarte bun prieten, până se vine în România, îmi povestea că era în drum spre mare în Iran. Și mașina lor a fost oprită de poliție pe drum. Se întâmplă foarte des în Iran. Și noi când mergeam în Iran la mare, erau filtre. În fine, mașina acestui prieten a fost oprită și ei și-au adus aminte că au în portbagaj o sticlă de băutură alcoolică pentru consum la mare. Și spunea că am stat cu minți în mașină, s-a dus polițistul, a deschis portbagajul, a văzut sticla de whisky, a închis portbagajul, noi eram la volanul unui BMW foarte scump. A venit polițistul și a spus, acum sper că șpaga să fie pe măsura valorii mașinii. Și cu asta basta. Așa trăiesc oamenii acolo și de asta spun că pentru ei multe dintre restricțiile, multe dintre anomaliile, anomalii în ochii noștri, sau poate că și ei le consideră anomalii, dar au învățat să trăiască acolo. Da. Să spunem, alcoolul imagine, în Iran fiind strict interzis. Bineînțeles, asta cum e în toată zona. Nu chiar în toate țările, dar în Iran este strict interzis. Iran este strict interzis. Da, dar iată cum se infiltrează. Dar oamenii, mulți oameni consumă alcool. Da. E o imagine foarte sugestivă asupra modului cum funcționează lucrurile acolo. Ovidiu, pe final mai avem câteva minute, 5-6 minute. Hai să ne uităm puțin și din perspectiva relațiilor internaționale. Cum crezi că vor reacționa statele din regiune asupra ultimelor evenimente? Pentru că vedem niște mesaje împotriva Israelului și din partea Turciei, de exemplu, doar că Turcia, cel puțin asta e impresia mea, fără să fiu analist de politică externă sau fără să am experiența ta jurnalistică în zona asta de politică externă, mie mi se pare că între Turcia și Iran e o dispută așa de lider regional pe acolo. Da, Turcia și Iranul, Erdogan și Iranul au cooperat pe sub masă în multe domenii. De altfel, mulți dintre jurnaliștii turci care au avut de suferit au suferit tocmai de aia, că au publicat anchete care arătau felul în care Turcia și Iranul cooperează pe ascuns diverse domenii sensibile. Deci e cumva o legătură subterană între ei. Acum, partea cea mai proastă în povestea asta este că aliații Israelului nu mai au influență asupra lui Netanyahu. Nici Joe Biden, cu atât mai puțin Uniunea Europeană. Practic, Benjamin Netanyahu acum simte că are o fereastră de oportunitate cel deci puțin dacă vine până Trump, o să aibă mână mai liberă. O să aibă mai mult, dar cel puțin până când va fi instalat noul președinte al Statelor Unite, cine o fi el sau ea, simte că are mână liberă. Plus că o a doua venire a lui Donald Trump, dacă ne-am imaginat scenariul ăsta, pe lângă o mână liberă
din partea și ajutor, pe, mai și ajutor mai mare. Sigur. S-ar putea să fie o provocare și pentru Iran, că s-ar e o dispută acolo la moartea generală. S-a spus că a încercat chiar să lichideze pe Donald Trump. Da, sunt niște informații neconfirmate, dar... Da, s-a spus că a încercat să lichideze. Sunt zvonuri mediatice. Problema este că aliații Israelului nu mai au în acest moment un cuvânt important de spus asupra lui Netanyahu. Turcia vrea să se afirme ca lider, însă lumea arabă și musulmană este îndeajuns de divizată pentru ca el să nu poată să-și ducă planul la îndeplinire, dar pozează în lider și cere tot felul de alianțe, care probabil nu se vor face, iar Rusia îi convine, pentru că atâta timp cât Occidentul este ocupat cu povestea asta, Rusia îi convine. Ultima întrebare, domnule Chiaraș. Se menționează pe la televiziunile iraniene care au fost țintele, în afară de, bun, termenul general, am țintit capitala, am țintit Tel Aviv. Se menționează niște ținte, am încercat să lovim o anumită clădire sau o anumită instituție a statului israelian sau am încercat să lovim un loc în care, potrivit informațiilor noastre, s-ar fi aflat Netanyahu. Adică sunt specificate niște ținte clare în afară de capitală? Nu, cât timp vă ascultam întrebarea, m-am mai aruncat o privire pe niște site-uri iraniene pe care le-am deschise în față. Nu există această informație la ora actuală. Mai mult decât atât, Iranul susține că nici n-a informat Statele Unite înainte de declanșarea acestui atac. Deci ei au încercat, au căutat un atac surprinzător care se covoace daune maxime. Și la ora actuală Iranul doar susține că a lovit Tel Avivul, că au fost 400 de rachete, că 90% și-au atins țintele și că toată operațiunea a fost o mare reușită. Dar, repet, când vorbim despre presa iraniană, totul trebuie privit cu reținere, pentru că este o presă care poate fi comparată cu presa română pe vremea comunismului. Foarte mult există limbaj de lemn, există exagerări și, practic, din toate relatările lor, iese că Iranul este, în momentul de față, a dat o mare lovitură Israelului. Bun. Vă mulțumesc. Încheiem această ediție. Vă mulțumesc, domnule Chiaraș. Încheiem cu amendamentul că s-ar putea să mai revenim la dumneavoastră zilele acestea, să mai luăm pulsul evenimentelor în funcție de cum vor evolua aceste situații și ne puteți oferi o perspectivă diferită, o perspectivă mult mai apropiată de zona respectivă, pentru că știți modul în care funcționează lucrurile în zonă. Ovidiu, îți mulțumesc și ție și dumneavoastră celor de acasă pentru atenție. Mâine, la ora 20, ne potrivim ceasurile și ne vedem aici la Prima News. Seară frumoasă tuturor!